Bună seara! Mulțumim că ați venit alături de noi. Asociația Prologos, împreună cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, îl are invitat în această seară pe Virgiliu Gheorghe, doctor biofizician al Universității Aristotel din Tesalonic. El este bine cunoscut publicului larg pentru cărțile scrise, trei volume, despre efectele televiziunii asupra creierului uman și manipulările desfășurate prin intermediul ecranului, mic sau mare. De asemenea, a scris cartea Pornografia Maladia secolului 21, o radiografie necruțătoare a efectelor degenerative care le are consumul de pornografie asupra psihicului uman. Și ultima carte, în care s-a făcut în jurie puțină vâlvă, sau mai multă vâlvă, Fața nevăzută a omosexualității, o carte scrisă pe baza sute de studii și cercetări, multe dintre ele realizate de institute sau centre de homosexuali. Toate aceste cărți sunt de vânzare la un preț foarte mic la ieșire. Fără o altă introducere suplimentară, în această seară, domnul Virgiliu Gheorghe ne va vorbi despre succesul și insuccesul școlar, probleme de atenție și motivație. Sunteți aici o seamă de părinți care cred că conștientizați mai mult decât ceilalți, decât mulți sau cei mai mulți dintre ceilalți, cât este de complicat și cât este de important astăzi să înțelegi, să dobândești, să spunem, o anumită competență privind creșterea copiilor, cunoașterea pericolelor care stau în fața lor din punct de vedere educațional. Acum câteva decenii, cu siguranță, această conferință nu și-avea sensul, pentru că lumea de atunci era mult mai bine așezată, paradoxal, în, să spunem, în dobândirea facultăților cognitive. Chiar dacă acum avem mai multă informație, oamenii sunt mai puțin preocupați de înțelegerea lucrurilor și mai mult de o anumită performanță sau de o anumită competență, asta în cel mai bun caz. Societatea tradițională avea modele. Dascălul sau preotul erau oameni învățați și fiecare își dorea să fie ca ei. Astăzi învățătura nu mai reprezintă o valoare, din păcate. Oameni cu o facultate, două mastere și doctorate, vând în Carrefour sau în supermarketuri, pentru că în România nu se mai folosește. Și atunci te întreb de ce un copil ar face efortul de a parcurge 16 ani de școală ca să ajungă acolo unde putea să ajungă și fără să facă nici măcar unul. Pe de altă parte, societatea în trecut era foarte stabilă. Aveai sentimentul controlabilității și contează foarte mult să controlezi realitatea. Lipsa controlului duce la boli psihice, duce la o stare de neîncredere. Și lucrul acesta îi afectează pe copii. Cultura sau educația se baza pe caractere. Dezvoltarea caracterului se constată în studiile moderne că în școlile din America, unde se face educație pentru caracter, crește performanța școlară, existând, să spunem, aceleași condiții. Numai faptul că acelor copii li s-a vorbit sau li s-a dezvoltat caracterul. Caracterul însemnând responsabilitate, altruism, spirit de jertfă, demnitate, până la patriotism. Sunt reproduse în cercetările pe tema caracterului desfășurate astăzi în Statele Unite. Era o sumă, să spunem, importantă de factori care ajutau la dobândirea mecanismelor metacognitive, la dezvoltarea atenției. Un copil într-o societate tradițională avea mai multe posibilități de dezvolta atenția decât astăzi. Pentru că dacă pleca cu vaca pe câmp, trebuia cel puțin să o urmărească din privire, adică să fie vigilent și a se dezvolta atenția. Dacă se ia într-un copac, trebuia să fie atent să nu cadă și a se dezvolta atenția. Și o să vedeți că multe din actele și din caracteristicile modului de viață tradițional favorizau dezvoltarea atenției. Sănătatea emoțională. Pentru că familiile erau sănătoase și armonioase și viața simplă, existența robustă, aveau anumite sănătate emoțională care iarăși îi ajuta în viață și o să vedeți de ce mai târziu. Deci astăzi, din aproape toate punctele de vedere, copiii noștri sunt defavorizați. Nu știu, vă spun sincer, să vă numesc un mijloc astăzi care favorizează dezvoltarea atenției, dar vă pot enumera și să vedeți o mulțime de mijloace, de instrumente, de
modalități sau de moduri în care le este subminată atenția. În primul rând, aș pleca de la observația că educația nu presupune numai înțelepciune, ci și o dispoziție a părinților de a se jertfi cumva pentru copii. Pentru că educația copiilor trebuie să înceapă în momentul concepției lor și să se încheie odată cu trecerea noastră la Domnul. Cu cât e copilul mai mic, cu atât efectele sunt mai mari. O să vedeți că în dezvoltarea atenției, și spun acum, copilului de mai târziu joacă un rol foarte important, viața copilului intrauterin. Dacă mama suferă anumite traume emoționale, copilul poate să aibă mai târziu, după naștere, de la ADHD până la autism și schizofrenie. Sunt studii pe tema aceasta. Deci e foarte important tăstarea psihologică a mamei, sufletească. Sunt foarte importante mesajele pe care ea le primește, dacă vorbim de educație. Deci educația începe odată cu concepția. Și aș spune mai devreme, pentru că dacă părinții n-au o relație bună înainte de concepția copiilor, acea tensiune, acea stare conflictuală este adusă în inevitabil este preluată de copil atât timp cât stă în pântecul mamei sale și pe urmă este transmisă lui încă din primii ani de viață. Dezvoltarea atenției nu se poate face printr-un program, să spun, educațional care să o aibă în vedere numai pe ea ca abilitate mentală, ci trebuie dezvoltate atât motivația, atât cât și inteligența emoțională. Pentru că atenția este implicată aproape în toate procesele cognitive superioare. Nu este o singură zonă din creier. În foarte multe zone din creier este procesată atenția, în funcție de natura ei. Și veți vedea cât de complexă este tema. Căci în momentul în care noi selectăm un anumit stimul, ca să-i dăm prioritate, trebuie să trecem prin filtrul emoțional, să-l evaluăm din punct de vedere afectiv, să vedem în ce măsură ne motivează acest stimul afectiv. Pe urmă, motivația este motorul care pune în mișcare atenția. Deci, inevitabil, un copil cu o inteligență emoțională slabă va avea și o atenție redusă sau care are un sistem motivațional afectat. În genere, sistemul motivațional se dezvoltă împreună cu sistemele atenției. Deci am ales subiectul atenției într-o, să spunem, conferință care se dorește a fi un fel de preambul la o serie de prelegeri circumscrise de, să zicem, o școală pentru părinți. Căci, într-adevăr, avem în vedere și astăzi o să trec practic în scurt peste o seamă de puncte care vor fi dezvoltate în această școală pentru părinți. Avem în vedere deschiderea acestei școli acum la începutul lunii noiembrie, sperăm și aici în Timișoara, pentru că eu vă mărturisesc din experiența pe care am avut-o în ultimii 10-15 ani de contacte cu societatea românească, de peste tot, din România în străinătate. Cred că cel mai important lucru astăzi pentru a mai face ceva, mai salva ceva în țara asta, este să salvăm educația copiilor. Și nu poți să salvezi educația copiilor dacă nu salvezi familiile. Pentru că atmosfera din familie se repercutează în viața copiilor. Și mai e un factor. O familie cu copii hiperactivi riscă să ajungă la conflicte. Sunt părinți care se despart, mai cu seamă soțul își lasă femeia, soția, în momentul în care intră într-o criză datorată unui comportament hiperactiv al copilului său. Nu rezistă. Din păcate, ceea ce se numește reziliență, un concept psihologic astăzi, în ceea ce se numește reziliență, suntem deficitari. Nu rezistăm la solicitări psihologice, la solicitări psihice. Cedăm și renunțăm. Din păcate, astăzi, atenția este o problemă la nivel mondial datorită modului de viață modern. Între 7 și 10% din copii suferă de ADHD în țările dezvoltate. În țări ca Germania se estimări că se merge până la 15%. În Statele Unite, creșterea între 97 și 2006 era de 3% anual a copiilor cu ADHD și cu 5% între 2003 și 2011. La acea dată,
erau vorba de 18%. Merg, sunt cercetători care spun că 30, 40, până în 50% din copii au probleme de atenție în Statele Unite. Sunt tratați cu Ritalin, un drog, efectiv un drog, care îi pasivizează, îi sedează suficient ca să poată sta la ore. O să vă citesc, căci nu am încotro, deși nu-mi place, câteva dintre simptomele comune ale absenței, ale absenței atenției sau ale neatenției, pentru a o identifica mai ușor. Eșecul în a acorda atenție deplină detaliilor, greșeli, neglijență la școală sau în serviciu. Își frământă mâinile, își freacă picioarele sau se fuiesc pe scaun. Dificultăți în susținerea atenției când performează sarcini sau activități de orice fel. Nu ascultă când îi se vorbesc și direct. Simte că nu poate sta locului. Nu urmează întocmai instrucțiune și eșuează în completarea muncii. Dificultăți la implicarea în liniște în activități de petrecere a timpului liber. Dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților. Evitarea neplăcerea sau șovăiala în se angaja într-o muncă ce necesită efort mental susținut. Vorbire excesivă, pierdere de lucruri necesare pentru completarea de sarcini, a scăpa răspunsul înainte să aștepte întrebarea întreagă, e ușor să-i distrage atenția, dificultăți în a aștepta să-i vină rândul, uituc când e vorba de îndatoriri zilnice, interupe pe alții, se mestecă în ceea ce aceștia vorbesc și multe altele. De asemenea, și în viață, în activitățile ca, să spun, adolescent sau adult, problemele de atenție își fac tot mai mult locul, și apare inconsistență în performanță la serviciu sau în carieră, își pierd locul de muncă sau dau demisia în mod frecvent, au un istoric de eșecuri academice și profesionale, slabe abilități de gestionare a responsabilităților cotidiene, probleme de relaționare rezultate din imposibilitatea de a duce lucrurile la capăt, uită lucruri, supără ușor din fleacuri, stres cronic și grijă rezultate din eșecul de a-și atinge obiectivele și a-și respecta responsabilitățile, sentimente cronice și intense de frustrare, vinovăție sau învinovățire. Alte aspecte negative sunt asociate cu problemele de atenție. Anxietatea, amărăciunea și resentimentele față de situația cu care se confruntă, întârziere cronică și proastă percepere a timpului, epuizare totală, conflicte mentale, tendința de a trândăvi, visare cu ochii deschiși, depresie, dificultăți în reglarea emoțiilor, a motivării și excitabilității, dificultăți în demararea diverselor sarcini de lucru, dificultăți în a definitivarea diverselor sarcini, insatisfacție cu privire la factorii din mediul înconjurător. Și mai sunt foarte multe, foarte multe. Este o pagină teribil de complexă, este problema aceasta atenției. Vedeți, noi ne ducem copiii la școală, toată lumea e mulțumită, însă, din păcate, tot ceea ce înseamnă capacități metacognitive, adică ceea ce îl face pe copilul nostru să învețe, sunt trecute cu vederea în societatea românească astăzi. Nu cunosc exact situația la nivel global. Sunt țări sau școli în anumite state unde se face mult mai mult, în altele în care se face tot de puțin sau deloc. Deci mai întâi de toate, cred că dacă vrem ca copilul nostru să performeze și să aibă un sens faptul că îl ducem la școală, pentru că el pierde acolo 4-5 ore zilnic, 12 ani, faceți efortul și numărați orele care le pierde și anii din viață pe care îi pierde și cu ce rămân după anii respectivi. Este foarte grav ca noi să riscăm sau să batjocorim copilul căruia i-am dat viață pentru că îl ducem într-un loc din care el nu numai că nu se alege cu ceva, dar se întoarce acasă mai slab pregătit, mai incompetent din punct de vedere al acțiunilor cognitive și virusat din foarte multe puncte de vedere. Deci eu cred că ar trebui în societatea noastră și părinții competenți, părinții atenți, care chiar vor să facă ceva copiilor, să fie preocupați mai mult de aceste fenomene. De aceea avem în vedere deschiderea acestei școli. De pildă, mecanismele metacognitive îl fac pe copil să abordeze într-un fel anume învățătura, cartea, ceea ce îl ajută să fie mult mai performant, când obosesc, când dau microfonul mai aproape, mecanisme psihologice, să fie mult mai performant, chiar dacă învață mai puțin. Deci nu contează cantitatea de informație, ci modul în care el știe să-și structureze procesul de învățare. Și aceasta ține de cum îl înveți pe copil să învețe, cum îl înveți să se organizeze. Nu trebuie să forțezi cu foarte multe informații, ci trebuie să se pună accentul pe înțelegere, pe pătrunderea fenomenelor. Ce este atenția? În mod simplu, este
o capacitate, o abilitate mentală superioară, implicată aproape în toate sistemele, de la chiar la cele de memorare, în cort, fenomenele corticale profunde, deci extrem de extinsă pe cortexul uman, prin care este capabil să urmărim un proces eliminând din orizontul nostru stimulii care ne bruiază. Pur și simplu inhibăm percepția celorlalți stimuli. Există mai multe feluri de atenție. Vigilența. Conducătorul auto trebuie să fie vigilent. Mama trebuie să fie atentă copilul să nu pună mâna pe plită sau să cadă de unde este. Cel care păzea animalele, un copil mic înainte, își dezvolta atenția pentru că trebuia să fie vigilent, să nu-i fugă ce păzea el acolo, capra. Mai ales capra. Atenția selectivă înseamnă capacitatea de a menține un comportament sau un anumit proces mental în pofida existenței altor stimuli care te distrag. Adică să selectezi un stimul și să te concentrezi asupra lui. Atenția alternativă înseamnă să poți alterna ușor o activitate cu altă activitate, să rămâi perfect concentrat. Atenția divizată sau multitasking înseamnă să poți răspunde simultan la mai multe sarcini. Dar dacă creierul este agresat cu multitasking, cu mult multitasking, în jocurile pe calculator s-a terminat. Sunt studii care arată că subminează dezvoltarea atenției pe termen lung și poate să o submineze definitiv, să o afecteze. Și mai avem o împărțire foarte importantă, atenția exogenă și a endogenă. Exogenă este atenția bazată pe stimuli exteriori, externi, care în general dezvoltă un răspuns automat, în mod preconștient sau non-volitiv. Un răspuns, să spunem, pavlovian. Răspundem prin fugă sau luptă. E ceva care ne poate pune în pericol și atunci trebuie să fii foarte atent. Această atenție este procesată în cortexul parietal și în cel temporal ca și în trunchiul cerebral. Și mai este atenția endogenă, controlul atențional sau atenția executivă, care este strâns legată de memoria de lucru, această memorie scurtă. Deci eu, ca să pot să vorbesc cu dumneavoastră, să țin minte ce am vorbit, ce am spus acum 20 secunde, memorie de lucru. Vedeți pe copii de multe ori, cei care sunt profesori, încerc să vorbească ceva și nu mai știu să termine, că nu mai știu cu ce au început. Deci au afectat în major memoria de lucru. Nu funcționează. Această atenție este procesată în mod prioritar în cortexul frontal și în ganglionii bazali. Atenția exogenă se dezvoltă automat în măsura în care copiii sunt aproape natural. Sunt sisteme care se dezvoltă foarte ușor. De mic copilul este foarte atent. Se dezvoltă și la animal. Nu trebuie să educi un animal ca să-și dezvolte atenția aceasta involuntară. Dar atenția orientată se dezvoltă prin exercițiu. Și cu cât înaintează omul în vârstă, cu atât ea devine mai puternică, se poate consolida mai bine. Acum voi vorbi puțin despre cauzele prenatale, perinatale, ale subminării atenției înainte de toate. Cercetătorii ADHD-ului demonstrează că factorii de risc privind perioada prenatală sunt consumul de alcool sau de țigări al mamei. Este un copil care îl naște și are probleme atenției de mic, indiferent de mediul în care trăiește. Folosirea drogurilor sau a medicamentelor în timpul gravidității, traumele prenatale, obezitatea mamei crește de 3 ori rata de autism și de 4 ori rata de ADHD. Și eu cred că nu numai din cauza ceea ce consumă, nu numai din cauza obezității în sine, dar și ceea ce consumă, pentru că dacă ea acumulează metale grele sau tot felul de euri, acelea trec prin placentă și intoxică mintea sau creierul copilului încă de când el este în burta mamei. Și le vezi pe mame cu țigare în gură, cu laptopul pe burtă, bând Coca-Cola și alte chestii și vor să nască copii sănătoși. Și unul din patru copii în România se naște cu probleme. Dar lucrurile acestea nu sunt cunoscute, din păcate, și nu se dorește poate să devină cunoscute, ca să nu se sperie lumea și să blocheze consumul. Și poluarea din mediul înconjurător, alergiile și mai departe. Cauze perinatale. Nașterea copilului la o greutate redusă, ipopsie la naștere, metale grele în general și tot mai multe voci din lumea științifică arată cu degetul către vaccinuri. De multe ori unii riscă să-și piardă postul, alții și viața, pentru că atât aluminiu cât și mercurul din vaccine se cumulează în creierul copilului și dacă are anumite caracteristici genetice și dacă vaccinul conține anumite lucruri în plus, poate să determine, să declanșeze niște procese. Există studii pe tema aceasta, eu sunt dator să vi le prezint, să vi le număr.
plumbul, o echipă formată din cercetători români au demonstrat că plumbul acumulat în, care se acumulează în organismul copilului duce la probleme de atenție. În contextul în care există, să zicem, o poluare, o sursă de poluare, era strada. Premiza la dezvoltării atenției, factori de stimulare și protecție. Vorbind de factori, în general omul are impresia că, domne, uite, copilul meu a mâncat nu știu ce și el nu are probleme de atenție. E vorba de o constelație de factori. E vorba de un cumul de factori. Cu cât cumulez mai mulți factori, acesta trebuie să fie, spun, o gândire statistică, cu cât cumulez mai mulți factori, cu atât este mai probabil să apară problema respectivă. Nu e nevoie să ai unul singur, nu e nevoie să ai pe toți. Poți să ai unul singur și copilul genetic vorbind să fie sensibil la acel factor și atunci se exprimă niște gene, se blochează, apar niște procese, niște patologii care conduc la distrugerea atenției. Noi vorbim de niște factori acum, așadar. Primul, din punctul meu de vedere, este atașamentul. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre atașament. E o temă foarte interesantă, atașamentul. Pentru că de modul în care se construiesc structurile de atașament între 0 și 3 ani, răspunde relaționarea noastră afectivă pe parcursul întregii vieții. Așa cum am crescut în familie sau așa cum am reușit să ne dezvoltăm atașamentul, relația cu părinții noștri, așa vom dezvolta relațiile și cu prietenii și cu soțul sau soția în viața de cuplu. Dacă relația aceasta este una securizantă, că este un atașament securizant, în care știi permanent că tatăl tău, mama ta, sunt undeva în spatele tău, copilul a văzut, dacă luați pe cel mic la 2 ani, el se duce atâta cât își vede mama. Și până se întoarce. Asta e raza pe care se mișcă. Pentru că asta îi oferă lui siguranță. Și creierul lui învață. Când el țipă, vine mama, îl ia în brațe, el știe că e mama acolo. De multe ori țipă doar ca să verifice. Și e bine că mama îi confirmă faptul că este acolo. E bine, această structură se dezvoltă la nivelul mental. Undeva se înscrie în acele rețele neuronale, pentru că între 0 și 3 ani se dezvoltă, de 3 ori crește greutatea creierului. Și copilul va ști în viață că mama este acolo. Chiar dacă mama moare, tatăl moare, amândoi se duc părinții, dar rămâne sentimentul, care e mai mult decât un sentiment. E o convingere, e o încredințare lăuntrică că e cineva în spate care te sprijină. Și asta îți dă forță în viață, asta îți dă capacitatea de a te... îți dă siguranță. Îți dă siguranță în relațiile afective. Și asta se numește un atașament securizant. Atașamentul insecurizant este atunci când mama lipsește în primii 3 ani sau tatăl. Lipsește mult și atunci copilul poate dezvolta cel puțin 2 feluri. Mai sunt și altele, dar 2 principale, o să vi le spun, că astea au fost teoretizate într-un început. Atașamentul evitant sau anxios. Evitant înseamnă copilul învață că mama nu vine și spune nici nu mai am nevoie de ea. Se protejează pentru ca să nu mai sufere. Crește mare și el totdeauna în viață se comportă ca și cum nu are nevoie de afecțiunea celuilalt. Se căsătorește într-o relație de familie și își dă seama că nu se poate apropia de celălalt. De ce? Nu știe, nu are în el modalitatea în care poate gestiona emoția aceea pe care o produce interacțiunea cu cel de lângă tine. Și atunci o evită. O evită azi, o evită mâine și pentru că se generează un stres, dezvoltă un comportament evitant pe care îl face pe celălalt să sufere. Există și posibilitatea ca mama să vină din când în când sau să nu vină alte ori. Și atunci copilul dezvoltă un atașament anxios. Ceva de genul poate fi sau poate să nu fie. Și asta generează anxietate. Mi-e frică că mama poate să nu vină. Și așa se comportă toată viața. În prietenii este foarte anxios. În relația de familie este foarte anxios. Dacă e și femeie, îl sufocă pe bărbat cu gelozia, cu reproșurile pe care nu și le poate controla. De ce? Pentru că se teme că îl pierde. Se teme tot timpul că îl pierde. Dacă el este evitant și ea e anxioasă, s-a terminat. Dacă amândoi este evitanți, atunci stau separați, adică dezvoltă o distanță unul față de celălalt. Însă, ce se întâmplă la problemele de atașament? Ele generează, în general, o stare de nemulțumire, de anxietate. Aceste forme de anxietate, o să vedeți mai târziu, toate parazitează atenția. Sunt studii teribile pe anxietate. Există o legătură directă între gradul de anxietate și disfuncționalitățile procesului de atenție. Așa că, din punctul meu de vedere, prima bază care trebuie pusă în dezvoltarea unui structuri, unui sistem bun atențional, este această bază de atașament.
cu care o să începem de altfel cursul în școala părinților, pentru că este extrem de importantă înțelegerea aceasta a modului. Acum am văzut studii pe copii care au plecat cu un handicap, adică în primii 3 ani n-au avut. Se pornește modificarea cortizonului. Deci și introduc în terapie și le măsoară în salivă cortizon. Și în funcție de nivelul de cortizon își dau seama copilul și-a revenit, adică s-a însănătoșit oarecum. Cu cât intervenția este la vârstă, când copilul e mai mic, cu atât este mai probabil să se însănătoșească. Ce te face viața de familie se va discuta probabil în cursul respectiv. Nu mai prelungim acum. Pe urmă este limbajul intern, dezvoltarea limbajului intern, dezvoltarea capacității de a te exprima. Toate abilitățile acestea cognitive îți dau un sentiment de bucurie în procesele cognitive. Și atunci, evident, că vei fi mai ușor de implicat într-un proces ce solicită atenție. Un lucru care poate părea, să spun, lipsit de importanță, este sportul. Efortul fizic, mișcarea. De-aia vă spun că într-o societate tradițională copiii aveau condiții foarte bune, ideale de dezvoltare atenției. Cercetările consacrate în lume la ora aceasta arată că sportul contribuie la creșterea rețelei capilare cerebrale, a fluxului de sânge, a oxigenării creierului, producție de neutrofine, dezvoltări celulei nervoase în hipocampus, centru de învățare și de memorie, creștere nivelul de neurotransmițători, dezvoltă conexiuni nervoase, densitatea rețelei neuronale și volumul creierului. Sportul. Deci activitatea fizică arată, cercetările are ca potențialul de a dezvolta funcțiile executive, cortexul prefrontal. Acesta este implicat în tot ce înseamnă funcții de control, adică nu numai atenție, motivație, concentrare, inițiativă, planificare, organizare, pur și simplu sportul. Se arată că stimularea funcțiilor creierului rămâne o perioadă după încetarea activităților fizice. Un studiu realizat de Joyce în 2009 arată că între 30 și 52 de minute copiii de 13-14 ani își mențin un nivel ridicat. Și se constată, se îmbunătățesc activitățile cognitive, stimularea funcției inhibitoare, care inhibă gândurile și activitățile stimulii paraziți. De ce dezvoltă atenția? Alți autori arată că efectele se păstrează timp de o oră. De aceea, 30 de minute de activitate fizică suficiente ca să crească concentrarea. Se recomandă în cercetările acestea ca înaintea orelor de matematică, și în general la orele grele, să se pună sportul. Sunt mulți cercetători care spun că nu trebuie sportul pus la ultima oră. El pus la, cât la început sau în mijloc, nu la ultima oră, pentru că copiii trebuie stimulați, trebuie ajutată. Acea oră are o funcție anume și chiar cu cât mai multe ore de sport, cu atât este favorizată dezvoltarea aceasta atenție. Adică nu contează cât timp stă copilul să învețe. Contează cât este capabil să învețe performant. Altfel stă cu ochii și se uită la tine și nu înțelege mai nimic sau nu-l interesează. Deci noi trebuie să vedem și în cercetarea pe care o facem. Sigur, sunt profesori care au capacitatea să conecteze mult mai bine, să transmită. Sunt alții care trebuie să vedem cât suntem în stare și la nivelul de ore, cât mai poate copilul ăla să fie atent, pentru că altfel e un timp pierdut. Și nu e un pierdut, e pierdut de două ori. E pierdut odată pentru că el nu e atent, doi, e pierdut pentru că creierul lui învață că se poate și așa. Să stai să pierzi vremea, să nu te gândești la nimic sau să stai în mintea ta, să fii relaxat și profesor sau lucrurile să curgă prin fața ta. Copiii obezi sau inactivi riscă mult mai mult să aibă ADHD. Au rezultate școlare mult mai proaste. Într-un studiu se arată că copiii cu ADHD pot să beneficieze în urma sportului. Efectele de ameliorare sunt majore. În fine, a doua problemă, muzica. Muzica dezvoltă nu numai IQ, ci și concentrarea atenției pe termene mai lungi, memoria. Dezvoltă abilitățile spațiu-temporare, matematice, logice. Deci ea este un factor de impulsionare a proceselor, dezvoltării proceselor cognitive. Și atâta timp cât o face în acest lucru, îl favorizează și pe copil în dezvoltarea atenției. Pentru că el va învăța ușor. Un studiu arăta că copiii astăzi nu mai citesc, sau adolescenții, pentru că ei nu citesc ușor. Ca să citești, trebuie să-ți placă, trebuie să prinzi înțelesul suficient de repede, să faci asociațiile. Cititul înseamnă nu numai să citești niște lucruri, să asociezi. Și cu cât asociezi și dezvolte asociații mai mari, mai largi, cu atât tu ai o satisfacție mai mare și atunci te atrage cititul.
Dar dacă tu nu poți, ai memoria de scurtă durată defavorizată, nu poți să ții minte ușor, nu poți construi ușor înțelesurile, atenția e slabă, lași cartea deoparte. Factorii de risc. Deci am vorbit, am spus două, trei cuvinte despre factorii de stimulare, pe care să spunem că o să fie prezentați în Școala Părinților fiecare pe larg într-o prezentare, pentru că este important să consolidăm aceste înțelesuri. Deci, punctul meu de vedere, este foarte important să dezvoltăm niște comunități de părinți inteligenți, de părinți pasionați sau preocupați de creșterea copiilor lor. În aceste comunități, în interiorul acestor comunități, copiii au șanse. Pentru că altfel ei se vor pierde în conexiune cu alți copii care vor gândi precum părinții lor sau nu vor gândi precum nu gândesc nici părinții lor. Șansa noastră sunt grupurile sau comunitățile. Bineînțeles, vizionarea TV joacă rolul principal în subminarea prima atenției copilului. Fiecare oră petrecută între 1 și 3 ani crește cu 30% problemele de atenție după vârsta de 7 ani. Numai, se spune. Televiziunea, din multe puncte de vedere, subminează problemele de atenție. În primul rând, inhibă funcțiile corticale pe neocortex. Cu cât consum mai mult și cu cât mijloacele sunt mai agresive, cu atât micșorați densitatea de materie cenușie din cortexul prefrontal. Aceasta vorbind de tehnologie. Dacă luăm în seamă mesajele, lucrurile stau cu mult mai rău. Pentru că violența, de pildă, mesajul violent și desenele animate sunt cele mai violente programe de televiziune, din toate punctele de vedere, atât prin violență, acte de violență, cât și prin schimbări rapide, care tot așa este violentat spiritul, simțul intern. Desensibilizează, efectiv distruge aceste mecanisme ale atenției. Gândiți-vă că un singur principiu. Televiziunea nu lucrează cu atenția internă, ci cu atenția stimulată externă, deci cu atenția exogenă. Pavlovian. Și se constată că fiecare efect tehnic de pe micul ecran provoacă o modificare la nivelul cortical, ca și cum ar fi un șoc care se dă. Un șoc mic pe un șoc. Șocurile acestea durează 4 secunde. Gândiți-vă că noi avem 12 efecte tehnice pe minut. Asta înseamnă că aproape din 4 în 4, din 6, din 5 în 5 secunde, o schimbare. Asta erau acum câțiva ani, acum aș putea să fie mult mai multe. Într-un videoclip sunt 30 de efecte tehnice. Deci, practic, creierul este ținut într-o stare de semihipnoză foarte cuprins, foarte captivat. Aia nu e o atenție. Copiilor, în loc să li se favorizeze atenția, să joace cu un joc, să pună mâna, să vadă cum cade, să se uite, să urmărească ceva, să fac orice, ei stau semi-hipnotizați cu o mașină care reușește să le ține creierul cu o chingă și nu lasă să funcționeze cortexul prefrontal. Normal că nu se dezvoltă. Sau este agresat aceste circuite care nu o să se dezvolte în ultima instanță. Violența își desensibilizează în fața actelor de violență. Violența afectează mecanismele empatice, distruge empatia, distruge capacitatea omului de a se insera afectiv într-o relație cu celălalt. Vă dați seama că toate acestea sunt surse de frustrare și de anxietate. Și evident, într-un astfel de context, copilul nu o să mai fie motivat să fie atent, pentru că el nu are mintea liberă. E un copil care începe să simtă că el nu se poate realiza așa cum ar trebui în viață. Și caută alte căi pe care le oferă societatea. Și acele căi îl depărtează și mai mult. Telenovelele mizează pe reverie. Reverie este prin excelență o stare de neatenție. Te lași dirijat de visurile, de imaginile care circulă prin minte. Eroticul stimulează foarte mult dorințele. Te face captiv mecanismului acesta de dependență, de consum, de dorință, de stimul. Întreaga televiziune sau întregul mediu televizual este un mediu care te inițiază în ceea ce se va numi mai târziu hiperstimulare. Copiii astăzi sunt hiperstimulați. Hiperstimularea presupune stimul puternici, schimbare, noutate, excitare, care țin creierul omului uit așa. Și stă ca și cum ar fi băgat un curent prin el și când l-ai scos din priză, cade. Pentru că are consum mare de resurse și nu mai poate întreține pe urmă aparatul. Nu e normal să solicităm astfel creierul copilului. De la glutamatul din alimente, potențatorii de gust, jocurile
cât se poate de colorate, lumini, televizoare, device-uri. Tot timpul vedeți dependență de un telefon, de o chestie. Toate lucrurile astea sunt stimulative. În lipsa acestor stimul, copiii noștri nu se mai pot stimula singuri. Nu-i mai stimulează o prietenie, nu-i mai stimulează natura, nu-i mai stimulează viața normală. Au nevoie de stimul ca să fie oameni, ca să se realizeze ca oameni, să trăiască, vor și ei să trăiască. Tehnologiile acestea le-au luat posibilitatea aceasta, le-a răpit-o. Pentru că le-a afectat mecanismele neuronale pe baza cărora ei se inserează și pot să fie subiecți ai propriilor procese de cunoaștere, să fie cunoască și ei lumea, să trăiască și ei propriile sentimente. Ei nu mai trăiesc propriile sentimente. Sunt sentimentele altora care au fost induse permanent prin aceste mijloace. Eu vă garantez, dacă cineva dintre dumneavoastră ar conștientiza 10% din cât eu știu despre lucrurile acestea, nu ar mai îngădui copilului să vadă televizor, calculator până când ar crește mare. Garantez fără niciun fel de rezervă. Deci ce se petrece în mintea copiilor în contactul cu tehnologiile este efectiv destructiv cu totul pentru ce înseamnă dezvoltarea unei gândiri și a unui proces cognitiv. Luăm jocurile pe calculator. Sunt studii deja. Arată clar, proporțional cu implicarea, se distruge atenția, motivația, concentrarea, legume. Sunt studii teribile. Sunt afectate zone din creier masive. Constată în America că băieții sunt mai slabi ca fetele la toate nivelele școlare. Două treimi din cei care au ADHD sunt băieți. Și, în general, toate statisticile de comparație a proceselor cognitive, băieți, fete, sunt defavorabile băieților. Asta nu se întâmplă acum câteva decenii. Răspunsul pe care îl dă psihologii este cele peste 10.000 de ore petrecute cu jocuri pe calculator și pornografie le-a produs niște modificări în creier. Creierul lor este altfel format. Răspunde la stimulare, la schimbare, noutate și excitație. Nu le are, nu se concentrează. Nu știu să comunice, nu mai știu nimic. Nu știu să comunice față către față, limbajul non-verbal. Deci, din foarte multe puncte de vedere, aceste tehnologii sunt inhibitoare. Gândiți-vă că cei mai buni jucători sunt pe calculator, sunt copiii, pentru că copiii nu sunt reflexivi. Și acolo trebuie să dai răspuns rapid. Cu cât omul crește, se maturizează, devine tot mai reflexiv. Adică introduce un interval între stimul și răspuns. Copiii nu o fac și trebuie să-și dezvolte acest lucru, pentru că omul este cu atât mai om, cu cât e mai reflexiv. Nu-și dezvoltă acest mecanism și, din păcate, cu cât stau mai mult inserați în lumea aceasta a jocurilor, cu atâta sunt mai inhibate aceste mecanisme reflexive. Stimul, răspuns. Ca în jocul o să fie și în realitate. Să nu vă închipuiți că ceea ce face el acolo rămâne acolo. Nu. Tot ceea ce facem noi astăzi și mâine și poimine, vom face și răspoimine. Să vă fie clar. Pentru că se dezvoltă niște rețele neuronale și tendința este să repeți activitatea pe care ai dobândit-o, ai deprins-o, pe rețele. Alea sunt autostrăzile noastre, pe acolo circulăm, nu circulăm pe drumuri de țară. Dacă noi nu suntem proști, nici creierul nostru nu e prost. Nu aveți pretenția, că ne au fost bătute drumurile alea de țară, adică drumurile proceselor cognitive normale. Deci ce copilul face zilnic, aia devine, să zic, lecția lui de viață. Gândiți-vă că e chiar dacă stă 5 ore la școală. Din ele 5 ore, nu știu dacă are o oră conectat la profesor. Dar dacă stă 3 ore, 4 ore pe jocuri sau pe televizor, așa, 3-4 ore sunt 3-4 ore de conexiune. Gândiți-vă că media de contact cu lumea electronică în America și cred că și în România este 7 ore la cei care nu au televizor și calculator în camera lor și 11 ore cei care au. Televizor, calculator, jocuri, filme, telefon mobil, căști, muzică și mai departe. 7 ore, 11 ore din 24. Adunați cât mănâncă și cât doarme și o să vedeți cât îi rămâne. Deci suntem în fața unei generații care va fi puternic traumatizată. Eu vă spun, am conștiința copiii care fac o minimă școală astăzi vor avea ce să muncească în viitor pentru că nu o să mai fie oameni care să muncească. Deja nu prea mai sunt. Nu o să mai ai oameni competenți pentru că nu-i mai duce cap. Volkov Trotsky, fiica lui Trotsky, chiar este președinte Asociației Americane de Dependență și spune că din cauza stimulărilor excesive, copiii astăzi nu mai pot fi atenți la proces. Deci fiți atenți la orice formă de a stimula copilul. Deci copilul trebuie stimulat, dar nu hiperstimulat. Înțelegeți? Feriți de zgomote, feriți de... cresc în atmosfera modurilor, în atmosfera... e și masa, nu știu, mai au în liniște. Părinți care pun tableta ca să poată să mănânce. Eu mă îmbolnăvesc.
Și ce înseamnă asta? Intoxică organismul copilului. Știți că energia trebuie să se ducă la către stomac, să se producă digestia, să se absorbă nutrienții. Nu se absorb, nu are. O să vedeți care e importanța nutriției. Deci cu cât sunt mai stimulați, cu atât e mai puțin probabil ca ei să dezvolte atenția. Dependențele. Se pare că comportamentele adictive, toate, presupun gânduri obsesive și comportamente compulsive, cum este consumul de droguri, pornografia, iertați-mă, masturbarea, care afectează într-o măsură mai mică sau mai mare atenția selectivă. Apar niște gânduri intrusive, în sensul că omul stă și se ocupă de ceva și ca ăla care este, cel care este îndrăgostit și vine în cap chipul fetei sau al băiatului pe care îl iubește, aici este mai rău de 100 de ori. Vine în cap cine știe ce a văzut el undeva. Acele gânduri intrusive au capacitatea să blocheze procesul de atenție. Și gândiți-vă că se întâmplă în momentul în care se agravează acest fenomen, chiar nu mai poate să fie atent la nimic. După ani și ani de zile, se inhibă atât de tare rezultarea acestor structuri ale atenției, încât oamenii rămân cu o neatenție cronică. Și ați văzut care sunt câteva din efecte. Sunt cumplite, nici nu le-am citit pe toate. Din punctul meu de vedere, cel mai grav astăzi sunt jocurile pe calculator. Am cunoscut pe cineva, un prieten, care mi-a spus că după ce a jucat câțiva ani pe calculator, s-a lăsat de jocuri și după ce s-a lăsat de jocuri, juca un joc anume. Mi-a povestit el că eu n-am jucat și, dar nu v-aș putea reproduce. Sunt echipe, se bat cu alte echipe, în fine. Un an de zile mergea pe stradă și juca continuu jocul în cap. Deci un an de zile a jucat. Altcineva, un om chiar cu o poziție anume, mi-a spus că de 2 ani nu mai consuma pornografie, dar mi-a spus că nici acum nu poate merge pe stradă să vadă o femeie ca pe o femeie și nu ca pe un obiect. Deci aceste gânduri intrusive sau aceste mecanisme automate, neuronale, pun stăpânire pe mintea omului și îl fac incapabil să o mai controleze. Mă cer trebuie multă atenție pentru că peste tot în școală a pătruns tableta sau smartphone-ul cu porcăriile astea și de la clasa 3-a, 4-a, 5-a, e dezastru, dezastru. Eu prefer să nu dau copilul la școală decât să-l dau la școală și în decurs de 2 luni să se viruseze mintea. Pentru că eforturile ca eu să-i curăț mintea vor fi foarte mari și s-ar putea să nu mai reușesc. Pentru că aceste lucruri, mai ales dacă e băiat, dau dependență foarte rapid. Generează anxietate. Toate dependențele generează anxietate. În momentul în care nu ai obiectul sau comportamentul, nu ai drogul respectiv, devii anxios. Și anxietatea blochează atenția. Să vorbesc puțin despre somn. Copiii mai ales trebuie să doarmă bine. Trebuie să se culce de vreme și să doarmă bine. Copiii care văd televizor sau stau cu ochii în ecrane au somn agitat. Urmăriți-le somnul, dacă nu mă credeți. Lipsa nutrienților, a mineralelor, a vitaminelor și enzimelor. Sunt studii teribile pe tema asta. Puținii părinții conștientizează care este rolul dietei pentru dezvoltarea cortexului prefrontal, a creierului. Pentru că dieta noastră, din păcate, și a copiilor, conțin cantități mari de ingrediente dăunătoare, alimente hiperprocesate care sunt lipsite de vitamine, sunt lipsite de minerale, conțin pesticide, aditivi, extrem de toxici pentru organism. Înghețarea, prăjirea, coacerea, fierberea excesivă scad la nivel minim enzimele și vitaminele. Dacă nu sunt enzime, nu este metabolizată, nu este digerată, nu sunt digerate alimentele, deci elemente nutritive nu ajung în sânge, nu ajung în organism. Sunt eliminate. S-a constatat la o analiză a firului de păr la copii cu probleme de atenție că o rată crescută a proceselor oxidative, o deficiență majoră a mineralelor cu rol sedativ, cum este magneziu, calciu, zincu, sub jumătate din nivel normal. În schimb, au nivele ridicate de natriu, că sare, și prezența metalelor toxice, aluminiu, plumb, mercur, cadmiu, care afectează sistemul nervos major. Alimentația copilului este foarte bogată în carbohidrați și zahăr, chipsuri, care conțin mulți aditivi. Sunt peste 3.000 de aditivi folosiți în produsele alimentare și ăștia, majoritatea provoacă, inhibă procesele acestea cognitive. Eu am găsit în cercetarea pe care am făcut-o și recomandări. Nu știu dacă mai este timp să le dau. Consumul, iată, de atenție, de calciu și magneziu, ocolite suplimentele care conțin zahăr, coloranți, aditivi, căutate mai curând capsule decât tabletele, vegetale în cantități mari, sucurile verzi,
care produc detoxifiere, antioxidanți pentru a elimina radicalii liberi, acizii grași. Vă recomand că acizi grași, cel mai simplu este să-i le dați ulei de floarea soarelui presat la rece și ulei de in. Proporția este de 4:1 omega-6 față de omega-3, deci de 4 omega-6 cu 1 omega-3. Și dacă vreți, asta înseamnă că trebuie să puneți de 3 părți ulei de floarea soarelui și o parte ulei de in, câteva lingurițe pe zi. Nu e mare filozofie, dar presat la rece. Și asigură necesarul de omega-6 și omega-3. Ajută foarte mult sistemul nervos, membranele celulare, metabolismul, incredibil de mult. Copiii noștri sunt hrăniți cu grăsimi saturate, margarine. Grăsimile saturate afectează dezvoltarea membranelor celulare și astfel că celulele devin rezistente la tot felul de nutrienți. Devin insulinorezistenți, în sensul că nu mai lasă insulina să intre în celulă. Și apare diabetul din cauza că celula nu primește insulina, care e un vehicul pentru glucoză și glucoza rămâne în sânge. Trebuie să evite carbohidrații, glutenul, pâine albă, pentru a nu se crește indicele glicemic. Cele care au indice glicemic mare, pentru că la produc excitație, dau dependență, creează variații mari ale glicemiei. În 94, în analele de alergie, s-au făcut observații pe 26 de copii care aveau alergie și s-a constatat că, deci pe copii care aveau alergie cu ADHD. Și s-a constatat că foarte multe alergii dau ADHD la tot felul de alimente. Care sunt cauza alergiilor? Sunt foarte multe. De la vaccinuri, se spune, și lapte praf, până la tot felul de stimuli. În general, sistemul imunitar al copilului este astăzi bulversat. Și atunci, din toate punctele de vedere, de exemplu, un copil care are probleme emoționale, cu părinții se ceartă sau divorțează, îi va scădea imunitatea. Se poate urmări factorii imunitari. Dau un singur exemplu. Nu forțați copiii să mănânce repede. Masa să fie un ritual. Trebuie lăsat un timp pentru masă. Nu-i certați la masă, nu-i forțați, pentru că trebuie să producă digestia, să producă asimilarea. Evitați tot ce înseamnă zahăr rafinat, fast food-ul, tot ce este rafinat. Patiseriile care sunt și dulci, au și carbohidrați și cresc glicemia cumplit. În 73, un doctor a descoperit că un aditiv alimentar s-a făcut responsabil pentru hiperactivitate la 40% din copiii hiperactivi pe care i-a tratat. Deci fiți atenți la aditivii alimentari. În România sunt mulți aditivi alimentari interziși în Europa. În România nu există nicio problemă. Controlele noastre sunt cum sunt, nu sunt mai mult. Noi suntem sortiți pieirii. Lecitina. Dar v-aș recomanda nu lecitina din soia, mai modificată genetic, ci din floarea soarelui. Trebuie dată lecitina. Alimente bogați în aminoacizi pentru a se reface neurotransmițătorii. Suplimentați B-urile, D-ul și C-ul. Zahărul este joacă unul cele mai importante roluri în distrugerea atenției copilului. Sunt o mulțime de studii pe tema asta. După 20 de minute, după un consum bogat în zahăr, în dulce, apare o lipsă de oxigen în creier. Pentru că la acel vârf de glicemic se produce multă insulină și scade brusc glicemia, deși tu consumul zahăr. Și asta sunt dependențe. Consumul de zahăr astăzi este în medie 95 de grame de zahăr pe zi. Există o mulțime de studii care vizează dezvoltarea sau protejarea copiilor în dezvoltarea atenției. Nu e vorba numai de atenție, încă o dată. Un temă chiar pomenit de motivație. Factorii motivaționali sunt sensurile pe care ți le dau modelele familiale, sociale. Stabilitatea lumii, a societății în care ne aflăm. Tot ce înseamnă cultură nihilistă, adică o lume haotică în care tu nu legi, nu dai sens la ceea ce se întâmplă, bulversează capacitatea copilului de a se insera într-un proces cognitiv. Nu mai interesează. De aceea este esențial, cum ați vedea, dacă cine va participa la școala aceasta a părinților, cât de importantă este dezvoltarea caracterului. Pentru că caracterul este ceea ce rămâne după tine când tu nu mai ești lângă copil. Acela este pasnicul copilului în viață. A intrat ceva în el. Nu poate să mintă că așa a fost el obișnuit sau nu poate să facă lucruri specific. Ăla va fi un fel de pasnic care permanent îl va proteja. Viața religioasă este extrem de importantă, evident, pentru că tot ce înseamnă înfrânare dezvoltă funcțiile atenției. Înfrânarea înseamnă să dezvolți funcție de control. Atenția este o funcție executivă de control. Rugăciunea presupune atenție.
În general, viața religioasă curăță mintea de gândurile parazite. Și v-am spus, gândurile acestea parazite, intrusive, sunt cele care ne subminează atenția. Un copil care este afectat lăuntric, copiii, părinții se ceartă, divorțat, nu poate să, mintea lui nu mai poate sta. Pentru că el a pierdut suportul cel mai important în viață. Luați un soț sau o soție care s-a certat cu celălalt. Nu mai merge, nu mai poate fi atent nici la servici. De aceea, vedeți problema această atenție, este, cred că este un indicator al stării de sănătate a unei familii, a unei comunități, a unei societăți. E un indicator, mai sunt și alții. E un indicator foarte important. E un indicator care vorbește despre cât de capabili suntem noi să fim subiecții propriilor noastre, proces de conștiință, să ducem un proces până la capăt, să facem ceva, să lucrăm ceva. Angajezi un om și vezi că pleacă sau se întâmplă ceva. Nu mai pot să termine. Se întâmplă ceva în mintea oamenilor. Și toate lucrurile acestea vin din haosul care a pătruns în mintea lor. Iar mass media, zic eu, este principalul izvor, furnizor de astfel de creator, generator de astfel de mișcări haotice în mintea noastră. Eu am vorbit și am scris mult pe tema aceasta a modului în care se construiește creierul. Creierul uman se construiește și neurologic vorbim pe certitudini. Copilul trebuie să aibă și certitudini. Dacă nu are certitudini, nu are pe ce se bazeze, nu are pe ce se sprijine. Și atenția este ceva unde mă aflu și mă îndrept către ceva. Știu și mă îndrept. E toată gândirea omului este vectorizată. Deci cred că trebuie multă atenție. Dar pentru aceasta nu putem epuiza noi subiectul într-o seară. E o temă foarte, foarte vastă. Vor trebui mai multe întâlniri, va trebui acordată mai multă atenție, pentru că, în fond, este vorba de viitorul copiilor noștri. Mă opresc aici pentru ca să putem să răspundem mai bine la întrebări. Îl ascult pe fratele meu Ciprian, bunul meu prieten Ciprian. Mulțumim lui Virgil și cred că colegii mei de la Prologos v-au înmânat niște chestionare. Apreciem dacă vă faceți 2-3 minute timp să le completați și să ni le dați la sfârșit. Cum convingem copiii că telefonul și televizorul nu e bun pentru ei, atâta timp cât lor le place și toți prietenii lor fac la fel? Știți cum este? În primul rând trebuie să fim noi convinși. Convingerea nu este doar un proces neuronal, un proces intelectual. Convingerea este ceva care iradiază. Un om care are o convingere, o trăiește. Nu poți tu ca părinte să stai la televizor toată ziua, sau să stai o oră, două, sau să stai și să-i spui copilului, nu-i pentru tine. Cum nu poate un părinte care fumează să-i spui copilului, vei fuma când vei fi mare? Acum nu e bine. Pentru că el vrea să fie ca părintele lui. Să ne fie clar, noi suntem modele. Dacă el ne vede pe noi vorbind toată ziua la telefonul mobil, o să vrea și el să vorbească, să stea cu telefonul mobil în mână. Pentru că dacă tu stai mai mult cu telefonul decât cu el, el are impresia că, într-adevăr, telefonul e mai important decât este el. Asta îi dă și este firesc să creadă asta. Deci părerea mea este că trebuie să plece în primul rând de la noi, de atitudinea pe care o avem lăuntric față de aceste lucruri. Dacă noi ne-am dezbărat de duhul respectiv, s-ar putea ca să ne fie mult mai ușor să-l convingem și pe copil. De altfel, eu am văzut un lucru. Mult mai ușor îi conving pe copii decât pe adulți. Iar pe bătrâni, aproape imposibil. Nici nu mai îmi bat cap. Lor le vorbesc doar de Alzheimer. Despre tăblițe, indicatoare, care le arată drumul către casă. Pentru că, într-adevăr, sunt studii care arată că proporțional cu consumul se deteriorează capacitățile cognitive, în sensul că după 21 de ani, creierul nostru se dezvoltă până la 21 de ani, adică conexiune, după care începe să scadă. Scade și dacă creierul nu activează, nu se mai construiesc. Și, practic, la un moment dat, intră în criză, pentru că s-au distrus foarte multe rețele. E bine, aceste procese, înainte omul lucra tot timpul. Și erau oameni care chiar erau foarte reflexivi, deși erau la țară. Foarte reflexivi. Se minunau și se problematizau, cunoșteau o mulțime de poezii, de tot timpul, făceau șezători, adică existau o viață. Astăzi oamenii sunt consumatori. Nu sunt consumatori. Consumatori de programe pentru noi făcute. De oameni care ne iubesc. De-aia le fac. Sunt unii care ne iubesc și, în dragostea cea mare, construiesc programe. Ei bine, programele respective inhibă funcțiile corticale și, proporțional cu vârsta, se simte. Și o să vedeți astăzi că în Germania, spunea un prieten care e doctor acolo într-o clinică, e dezastru. 60 ceva de ani și senilitatea acum înghite lumea.
De aia zice sinucid. Nici nu mai știu că se sinucid. Mai nicio, nicio valoare. De aia și pe dat drumul la eutanasie, ca să avem mai ușor de ei, îi cheltuiesc banii pe asigurări medicale și de sănătate și de viață. Deci, cred că important este să știm să le explicăm copiilor. Și e vorba de personalitatea fiecărui părinte. Am avut părinți care, în clipa în care am venit la o conferință de-a mea, s-au dus acasă, au scos televizorul și au aruncat cu pietre în el. Mi-a zis că le-a părut rău unor vecini că n-au filmat episodul. După un an sau doi, la asta cu televizorul, cu pietrele, mi-au povestit, mi-au trimis în câteva luni, dar am avut două conferințe la Arad și o doamnă mi-a spus, în zi prima zi, m-am dus acasă, am scos televizorul. Și copiii ce au zis? Dar ce discută cu mine? Mă, ești foarte în serie, dar și nici soțul nu discută, adică nu se pune problema să discute. Și l-au scos. Și a terminat cu el. În alte case e mult mai greu. Sunt tot fel de soluții foarte contextualizate, dar părerea mea este că cu cât mai repede, cu atât mai bine scăpați de asta. Vreți să-i scăpați ușor? Dați-le ce să fac. Creați-le activități. Copiii sunt încă vii. Scoateți-i afară, duceți-i la, dați-i să facă muzică. Eu recomand la toți să facă instrument muzical. Să nu ne plângem că sunt săraci. Pentru că poporul român se găsește bani să se cumpere Coca-Cola. Și dacă faci o coteală câtă Coca-Cola bea un copil, vă asigur că termină un pian sau o vioară după 15 ani de zile. Și dezvoltă cortexul prefrontal, materia cenușie, fantastic. 7 ani de instrument muzical, o să vedeți că dezvoltă creierul ireversibil, depășește media populației. Deci numai 7 ani de instrument muzical. Foarte simplu. Trei copii trebuie să facă ceva care să le confere sentimentul de împlinire. O să vedeți cât de importante sunt dezvoltarea caracterului, situațiile concrete de viață. Adică să fie puși de mici, eu zic, de la 4 ani, să facă ceva. Și atunci vor să facă, dar nu-i lasă părinții atunci. N-a venit vremea. La 12-13. La 12-13 e bună, nu mai vor. Vremea venise atunci. Acum a trecut vremea. Asta e diferența. Copiii la 4 ani trebuie să fie implicați, credeți-mă, în ceva, orice. În America, dacă zice asta, zice că vrei exploatezi copiii, că îi pui să muncească. Am căutat studii pe munca la copii și n-am găsit, că la ea se numește exploatare și dau în judecată. Dar de când e lumea asta, pentru că erau familii cu mulți copii, cei mai mari l-au pus să lucreze de mici. Să facă ceva acolo, domne. Ceva pentru casă. În camera lor, undeva, să aibă o responsabilitate. Dezvoltă simțul responsabilității. Nici nu vă dați seama cât de important e simțul responsabilității în viață. Ați spus de curățirea minții. Cum pot eu, ca părinte, să-l mai ajut pe fiul meu adolescent să nu mai joace jocuri, să nu mai se uite la TV, în condițiile în care în familie soțul îi ține cumva isonul? Eu am convingerea că omul, dacă are un obiectiv în viață și îl urmărește cu perseverență, fără să forțeze. Știți cum este? Forțezi cât poți, dai înapoi. Nu vedeți ăștia la noi. Bagă să legalizeze căsătorile homosexuale, dau înapoi puțin. Dar mai bagă până când cede, până când câștigă. Nu se lasă. Așa e, trebuie să fie și în familie. Te duci, te retragi puțin, iar insiști. Că au soluții, există soluții. Aduci cărți, citești cărți. Aduci și uite ce se întâmplă. Nu forțezi, încă o dată, nu faci scandale, nu dai arunci cu ceva prin casă. Căci uite, e nebună. Și te-a terminat. Nu, ușor, cu pace, inteligent, azi așa, mâine așa. Așa, uite, mai să poate că facem ceva pentru copilul nostru, să facă și el altceva. E greu. După o anumită vârstă, copilul, dacă e dependent de jocuri, foarte greu. Chiar dacă taică-s-o ar fi super așa, am cunoscut copii care au spus, eu mă sinucid dacă îmi dai cablu. Și era convins că o să fac asta. Nu știu. Din punctul meu de vedere, când nu mai e nicio soluție, atunci mai există o singură soluție, Dumnezeu. Să plângă mama la Dumnezeu și ceva se întâmplă. Să facă, mai am ceva. Să facă bine pentru alții. Doamne, să facă ceva pentru ceilalți. Pentru lumea în care trăiește. Să-i convingă pe alți părinți să nu-și mai ține copiii la televizor și la asta. Și o să vedeți cum lucrează Dumnezeu, de-l scoate și pe al ei. Dar eu cred că trebuie multă delicatețe, nu trebuie dat cu pumnul. Până la urmă, să știți, că o vină avem și noi. Să ne asumăm vina pe care o avem și dacă ne asumăm, s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze și în celălalt. Trebuie și relația cu soțul să fie îmbunătățită. Și sunt mijloace. Femeia are mijloace.
Dar astăzi este înșelată, crezând că dacă dă cu pumnul își atinge obiectivul, dar nu își atinge obiectivul așa. Eu zic, folosiți mijloacele tradiționale, că sunt mult mai eficiente. Ce credeți că se poate face pentru eliminarea băuturilor energizante care sunt consumate de copii la orice vârstă? Se vând aceste băuturi chiar în chioșcurile din școli, se vând în supermarketuri. Copiii vin la școală cu sticla de un litru cumpărată de părinți. Copiii aceștia nu mai au stare în clasă, se mișcă, se agită. Să facem un studiu. Să scriem niște broșuri. Să le dăm în toate școlile din Timișoara. Să cerem inspectoratelor să se ia măsuri. Să arătăm cât defavorizează consumul de băuturi desfășurarea normală a orelor. Se pot face niște lucruri. Noi credem că suntem mici, dar eu cred că dacă unul mic dintre noi se problematizează și se implică, va putea schimba ceva. Eu n-am știut că este o problemă chiar atât de mare, vă mărturisesc. N-am știut. Dar se consumă foarte mult. Și băuturile astea, într-adevăr, distrug atenția. Distrug inima. Distrug sistemul nervos. Distrug metabolismul. Ce nu distrug? Nu sunt bune. Oamenii trebuie să conștientizeze, știți un lucru, părinții nu sunt chiar răi. Să nu demonizăm lumea. Sunt pur și simplu săracii, sunt dezinformați, sunt neinformați. Deci nu mai au timp, sunt luați de val, copilul cere, lasă domnule să-i dau că toată lumea are. Dar convinge că nu are toată lumea. Și arată YouTube că nu putem face noi un studiu aici. Facem un studiu în Timișoara, să arătăm cu copiii care consumă asta au probleme de atenție mai mari. Se pot face și astfel de lucruri. Vorbim la facultatea de psihologie, generăm un program, se pot face. Deci, dacă e într-adevăr o problemă, eu cred că orice problemă are șanse de rezolvare, dar trebuie luată cu inteligent. De asta trebuie să comunități. Eu am văzut cum lucrează în Occident. Se lucrează foarte mult pe grupuri de reflexie. Think tank-uri de astea care stau și permanent iau un subiect și îl abordează toate. Hai, cum o rezolvăm? Unul cu publicitate, altul știu pe cineva în media, hai să-i convingem pe ăștia din media, că dacă ăștia sunt convinși, îi luăm și pe ceilalți. Hai să convingem și de părinți care au posibilități, hai să convingem niște factori de decizie la nivel... Deci se pot face. Este posibil ca această lipsă de concentrare să se moștenească? Se transmit intergenerațional problemele de atașament de pildă. Deci dacă mama are o problemă de atașament, o poate transmite copilului. Dacă ea este evitantă, copilul când țipă, ea fuge. Sau anxioasă. Nu mai suportă. Mă enervează, nu suportă. Și atunci copilul va fi și el evitant sau anxios. Și nu pentru că mama are genetic așa, ci pentru că mama, eu am constatat din întrebări puse, la nu știu câte cazuri. Bun, și tata cum este? Păi mă, tata, hai, n-a prea stat el pe acasă. Bă, dar taică-lul tatălui cum era? Era bețiv, pleca și el, nu știu ce. La doua, la treia generație constată din întrebări cât își amintesc că se transmit. Dar se transmit intergenerațional de ce? Din cauza comportamentelor care se cultivă. Nu neapărat genetic. Acum, există și o știință, se numește epigenetică, care arată că un comportament al părintelui se poate transmite copilului. Se produce modificări în gena părintelui datorită comportamentului respectiv, pentru că se constată că mai sunt mai multe informații care nu are cum să încapă acolo și nu se știe exact mecanismele încă prin care se exprimă acele gene. De ce acele gene și nu altele? Noi avem gena cancerului, putem să o avem toți, dar nu facem cancer. E obligatoriu. Există o teorie care spune că dacă ai condiții favorabile cancerului, se exprimă acea genă. Da. De aceea poate să ai condiții, dacă n-ai gena cancerului respectiv, să nu faci cancer respectiv. Dar dacă mama ta, bunica ta a avut cancer de sân, dacă tu te stresezi tare de tot și mănânci toate prostiile, s-ar putea foarte probabil să faci cancer de sân. Deci la astfel de femei, dacă au un avort înainte de 18 ani, după luna, mai știu, a doua, și la primul copil, probabilitatea să faci cancer de sân este infinită. Adică este sigur că vei face. E 100% vei face cancer de sân. Crește de la 30% până la 100%. Credeți că cineva care lucrează la o companie de telefonie mobilă, adică într-un call center, poate să fie afectat din cauza radiațiilor? De când lucrez acolo, a început să-mi cadă excesiv părul. Da, mă cert. În mod cert, radiațiile afectează creierul. Să consumați multă vitamina B. B-uri, omega, ce v-am zis mai devreme. Deci trebuie hrăni creierul. Noi de-aia trebuie suplimentat astăzi. Trebuie să suplimentăm foarte mult, pentru că radiațiile și stresul ne consumă nutrienții. Magneziu trebuie. Mult magneziu. Consumă nutrienții și organismul nostru intră în criză. Nu mai are pe ce se bazeze. Dacă oamenii erau într-o tradițională, nu consumau, nu se stresau, nu erau radiați.
Sigur, cu siguranță afectează. De curând mi-am aflat cineva care a murit la 30 ceva de ani, lucra cu aparatură și emitea. Emitea de pe ea. Primea semnale și a murit de cancer. Ați vorbit despre muzică, enumărând-o în lista factorilor de stimulare a atenției. Vă refereați la studiul unui instrument muzical, să este suficientă audiția ocazională a unor piese muzicale? Nu, vorbeam de instrument muzical. Și nu de muzica modernă, nu de rock, care distruge și plantele mor. Deci sunt studii pe plante. Nu. Vorbesc de muzică, armonii și mai ales instrumentul. Poate să fie și psaltica, foarte bună, dar făcută, serios. Chiar recomand psaltica din pudere sufletesc. E mult mai bună. Curăță mintea, luminează. Deci are numai funcții neurologice și psihologice și funcții duhovnice, spirituale. Ascultarea muzicii pe fond, obicei des întâlnit în rândul tinerilor în timpul lecturării sau învățării, este benefică sau distrage atenția? V-ați dat răspunsul. Ce să vă mai zic? Normal că atenția mea este... Acum știți cum e, la fete este puțin diferit. Fetele sunt multitasking. Și ele pot să facă două, trei chestii în același timp. Chiar dacă nu la fel de concentrat ca bărbat. Dar le pot face. Bărbatul nu. El se concentrează bine pe o chestie, a doua îl tulbură, îl afectează. Deci mult mai greu bărbați. Este o formă de parazitare și nu e bine să se dezvolte acest obicei. Pentru cei care au crescut și au creierul deja format, că își pun o muzică liniștitoare și lucrează ceva, ok, mai ales dacă e femeie. Am văzut că se poate. Și am constatat eu la colaboratoare de ale mele că lucrau așa, vei, dar cum poți, mă, vine și copilul și muzica și nu știu. Și mă deranjează. Și până am citit studii, că așa este la femeie. Ea avea mulți copii, trebuie să se ocupe de fiecare în parte sau de toți odată, să facă și mâncare, mai vorbește și la telefon și lucrurile merg. Și pe toate le vedea și le concentrează. Bărbatul nu nebunește. În două săptămâni de demisia. Fuge. Cum este mai bine pentru un copil care începe grădinița? Să fie lăsat să plângă în ideea că se obișnuiește cu grădinița sau trebuie lăsat câte puțin să nu fie traumatizat, dacă va fi traumatizat? Depinde și de grădiniță, depinde și de educatori, depinde și de unde ajunge. Nu știu, eu nu sunt pentru a forța. Luați-l odată, luați-l mai devreme, dar o să-i placă. Dacă copiii sunt faini, dacă educatorii sunt buni, o să văd ce are el să meargă, cu siguranță. S-ar putea, într-adevăr, să vină niște probleme, adică el să aibă o problemă de atașament, să aibă o problemă de insecuritate. Și atunci el se simte vulnerabil. Deci dacă sunt probleme în familie, soțul și soția, dacă copilul iau lisit părinții, s-ar putea să fie astfel de probleme și atunci e cu totul altceva. Nu și trebuie arătată multă dragoste copiilor, multă afecțiune și autoritate și consecvență. Pentru că nu o să-i mai puteți controla. Să nu confundăm dragostea și afectivitatea cu idolatria, că nu e același lucru. Și fiu foarte atenți. Foarte atenți. Ce părere aveți referitor la consumul de carne la copii, pentru copii, având în vedere numeroasele procese dăunătoare la care aceasta este supusă înainte de a ajunge în farfurie? Bine, dacă este carne de țară, atunci încă mai este bună. Pentru că carnea din comerț am cumpărat o sculă care măsoară nitrați. Și avea 2000. Gândiți-vă că în mod normal ceva are cam 150. Enorm. Se bagă în ea nitrați, ca să țină apa, nu s-a spus, nu știu ce. Se bagă tot fel de substanțe. Deci ele, carnea este luată, sunt niște injecții injectoare care le injectează. Plus că se cresc cu hormoni, plus că au antibiotice. Afectează imunitatea copilului numai antibioticele din carne. Hormonii dereglează hormonal. Niște bombe. Mult mai bune sunt vegetalele. Nu mor dacă nu mănâncă. Și dacă este, măcar luați puțin. Înainte se mânca puțină carne. Tot de calitate. Azi noi mâncăm cantități mari și calitate proastă. Și zicem că ne umplem burțile și suntem fericiți. Și după cum spun părinții, după orice plăcere urmează o durere. Și cu cât suntem mai fericiți noi că ne-am mâncat atât așa, ce gustos a fost, carnea friptă, da, pare și glutamatul și nu știu ce, dă gustul ăla, dă dependență, sunt copii, sunt pasionați. Dar din punct de vedere nutritiv e foarte sărac. Atâta B12 ce-ți dă. Dar restul nu.
am un băiețel de 3 ani și din când în când i-am pus pe telefon filmulețe lente cu cântecele pentru copii. Cât de dăunător este? Aveam pe telefon, am și un telefon, mi l-a făcut cadou cineva și mi l-a făcut direct cu un programele. Era un maimuțoi care dădea, el făcea când dădeai un pumn acolo, făcea nu știu cum. Și un prieten la mine și se juca copilul, zic, i-am pus și eu aia 2 minute. Ce 2 minute? O jumătate de minut. Vreau să vă spun că 20 de minute nu mai a făcut și când l-am închis, l-am asta, a reușit să-l deschidă. 2 ani. Telefonul. Eu mie dacă nu-l dădeam, nu știam să-l deschid. Că nu e chiar așa de simplu. Și, pe urmă, când a plecat, urla efectiv. După ce a plecat, am desfințat, l-am șters jocul respectiv de pe telefon. Da, dependență, deci dacă m-am speriat în decurs de câteva minute, eu știu ce se întâmplă și m-am speriat. În câteva minute a devenit dependent de jocul respectiv. Deci nu mai era motivat de nimic altceva. Eu vă spun, v-aș sfătui să nu le creați astfel de deschideri, de dependențe. Sunt părinți care spun, le preferă să le folosească ca sedativ, ca calmant. Dar dacă îl calmați cu acel mijloc, pormă va fi și mai nervos și va trebui să-l calmați din nou și pormă creați o obișnuință și când nu are stimulul ăsta, el este foarte hiperactiv și vă distruge viața. Nu știu, e vorba de o atitudine. Sperăm ca să putem transmite lucrul acesta, atitudine pe care părintele trebuie să o aibă. Ne vorbeam de o anumită autoritate și consecvență. De pildă, îi spui copilului, mai copilă, uite, fă lucrul respectiv. Copilul nu știu ce, mai copile, fă-l pentru că, uite, se va întâmpla asta. În general, vine în pedepse să fie pedepsele corespunzătoare cu fapta și să fie realizabile. Nu îi spui că o să-l chem pe Bau-Bau, că tu nu o să-l chem pe Bau-Bau și nici pe lupu și nici pe polițaiul. Și atunci copilul va ști că nu va veni nici Bau-Bau, nici lupu, nici polițaiul și va face în continuare pentru că e absurd ceea ce îi spui tu. Îi spui pur și simplu că o să-l privezi de ceva, o să-i faci ceva, nu știu ce. E, în momentul în care i-ai zis, chiar faci. Pentru că dacă nu ești consecvent, faci pogorământ odată și spui de data să te iert. Dacă mai faci, se va întâmpla lucrul ăsta. El, dacă niciodată nu se va întâmpla lucrul respectiv, cum se întâmplă în foarte multe familii, el ajunge la concluzia că nu, cuvântul tatălui meu nu are nicio importanță, nu are nicio autoritate. Și atunci s-a terminat cu mijlocul principal, instrumentul principal pe care îl are părintele în educația copilului, este autoritatea lui. Nu mai e autoritate. Copiii trebuie învățați respectoși. O să vedeți că numărul ăsta din familia ortodoxă acordăm atenție, este dedicat caracterului și avem chiar un articol al psihologei Elina Petrea, super Dani, cum era numită, și este foarte, foarte interesant. Ai prima parte, va urma partea a doua. Și alte articole. Deci este extraordinar de important să-l înveți pe copil, să-i dezvolți un anumit simț al responsabilității, al respectului. Înseamnă caracterul. Vrem să avem copii educați? Asta este primul rând. Educația în trecut, la școală și peste tot, era educația pentru caracter. Acum este educația pentru competențe. Nu mai au nici caracter, nu mai au nici competențe. Cum poate un adult să învețe o limbă străină cât mai ușor? Apoi eu nu sunt specialist în toate. Eu stau prost cu limbile străine. Să asculte, să vorbească, să se îndrăgostească de un străin. Dar nu e bine că își complică viața. Tot mobilul emoțional este cel care te mișcă. De-aia v-am spus să se îndrăgostească de un străin. Plecam și în Grecia și mi-a zis, cum vezi greaca mai repede? Păi ia și tu un prieten și o fată, du-te, ieși cu ea la bar, la discotecă, la nu știu ce, la cafenea, la tavernă și înveți. N-am vrut să fac. Am învățat greaca, dar nu așa de bine ca alții. Sunt studii pe tema asta. Se pot face foarte mult. Trebuie ascultat, trebuie vorbit, trebuie exerciții. Nu știu, să te duci în mediul respectiv, să stai acolo. N-ai cum, e foarte greu. Dacă nu ești în contact cu nativi, nu se învață ușor. Chiar dacă știi perfect, un român gândește română și traduce în creierul lui în limba respectivă. Nativul gândește direct. E o putere a gândului. Eu am constatat că cu un nativ vorbeam mult mai bine greacă decât cu un străin. Și am trăit, am mult străin cu un străin care știau greaca bine. Are ceva, simte cuvântul. Îmi veneau mie cuvintele. Nu știam de unde îmi vin. Bă, zic, le-am împrumutat de la el. Deci, cred că totuși contactul cu nativ este principala resursă. Și dacă e și un contact bun de prietenie și emoțional, atunci este și mai, te favorizează și mai mult. Din dorința de a antrena atenția endogenă a copilului, nu cumva putem ajunge să-l bombardăm cu prea multe informații și acesta să-și piardă concentrarea asupra scopului? Nu știu dacă ați înțeles, dar nu e mulțimea informațiilor dezvoltă atenția endogenă, ci capacitatea lui de a înțelege ceea ce îi vorbim.
Deci e vorba de dezvoltarea înțelegerii. De aceea nu sunt pentru bulversarea lui informațională, nu sunt pentru hiperstimulare, ci o stimulare trebuie să fie suficientă cât să mobilizezi procesele lui, să-l înveți permanent să gândească. Ești acasă cu el, pune întrebări. Nu m-am trezit de curând punând niște întrebări nepoată-mi, termina clasa a patra, că nu știi nici de ce se duce la școală, nici de ce învață, de ce înveți tu? Că te trimite mama la școală. Și a terminat foarte bine. La matematică a luat cea mai bună notă, adică e foarte bună așa, învață bine. Copiii nu au nicio treabă. Mi-au zis unii, păi da, dar trebuie să știe. Da, trebuie să știe. Păi tu de ce te duci? Mai ai vreo motivație pentru care faci treaba asta, școala asta? Deci copiii trebuie, cred, apropiați, înțelegători de lucruri. Așa se întâmpla înainte. Adică, mult mai mult, era un rost. Și pe de altă parte, trăim într-o epocă în care omului nu mai este suficient doar să-i zici, fă aia. Și să o fac. Oamenii aveau înainte mintea simplă. Acum mintea complicată, trebuie să explici, să vorbești, să-i dezvolți. Deci cred că așa trebuie făcută educația. Trebuie vorbim mult mai mult copiii. Mult mai mult copiii. Și să vedeți că dacă începeți, veți continua ușor. Să-i învățați să gândească. E greu pentru părinte care umblă toată ziua, dar pentru mine, când mă ocup de procesele astea, poate că e mai ușor să intru într-un dialog, dar pentru părinte e mai greu. Însă punându-le întrebări, punându-i în anumite situații, întrebându-l, dar de ce face aia, dar cum este aia, dar se gândește, și nu condamnați pentru că au greșit. Nu bagi jocuri că au greșit. Că atunci se blochează. Ci stimulați. Nu spune, stai, vorbim, hai să vedem cum e asta. Și știți că se prind și ei, le place. Cu cât sunt mai mici, cu atât le place mai mult. Cu ce sau prin ce se poate stimula și menține motivația? Dar atenția! Prin relație afectivă. Când copilul știe că tu aștepți ceva de la el și prețuiește relația cu tine, mult mai probabil se va motiva să facă lucrul respectiv. Înțelegeți? Relația afectivă este un fel de legătură lăuntrică, intimă. Și așteptările. Tu aștepți. Dar așteptările tale nu trebuie să fie agasante. Eu nu sunt pentru stres. Ci să fie sugerate, să fie simțite, să simt o durere. Și cred că dacă părinții fac lucrul acesta constant, copilul va duce singur, se duce pe drumul respectiv. Pe urmă trebuie stimulată curiozitatea. Deci copiii noștri săraci, numai curioși nu sunt. Se duc la școală, se întorc. Deci curiozitatea să-i pui, a zis, măi, hai să facem un homeschooling. Luăm un microscop și o punem acolo, o frunză, luăm un țesut să-l vadă, când o fete se minunează ce vede acolo. Uite, toate lucrurile astea sunt aici. Ei, că tu n-ai văzut niciodată o frunză cum arată sub microscop, mai ales că azi microscopele sunt la niște prețuri accesibile. Aveți la școală? Da. Azi. Nu ne lipsește nimic. Și se uită copiii la microscop? Cred că da. Sunt convins. La ora de biologie, cel puțin, da. Deci eu sunt pentru exemplificare. Aduse pietre, văzut cum arată moleculele, explicat. Deci trebuie totul să fie cum e natura. Îmi povestea cineva odată. Ce să mai, directorul bibliotecii din Baia Mare. Fost senator și un om de mare calitate umană. Astea erau mici, au fost deținut politic, care stătea pe acolo prin zonă pe la ei pentru că era marginalizat, a luat un grup dintre ei, 3, 4, 5, 7, nu știu câți erau, și a făcut cu ei zilnic, de la pietricele până la stelele vorbea. Toți au devenit oameni importanți în societate, toți au ajuns foarte bine pregătiți. Ăla a fost profesorul lor. Un mentor e suficient pentru copii să-l formeze. Un mentor. Deci cred că trebuie și relația asta de mentorat dezvoltată. Și educația să fie foarte plasticizată. Așa, copilul îl motivează curiozitatea. Dar când se duce la școală și vede un profesor care este și el a plictisit la maxim și abia aștept să termină ora, îi transmite starea de plictiseală și copilului și, până la urmă, nu e motivat să învețe. Păi să fie motivat să învețe. Pentru că școala este o mare plictiseală. Și asta se întâmplă, din păcate. În foarte, foarte multe cazuri. Deci, acestea să fie niște mecanisme. Facă sport. Trebuie să facă sport. Să facă sport, să facă un instrument, să facă ceva, să iasă ceva din mâna lor frumos, să se bucure. Am prieteni care și-au dat copiii să facă, să sculteze. Dom'le, în decurs de 6 luni de zile, vând cruci. Vând efectiv, dar vând binișor, adică câștigă ceva. Foarte frumos.
Incredibil. Deci eu le-am văzut și mi-aș dori de așa. Acum 6 luni zic, am făcut scula. Îți dai seama ce bucurie au ei. Am fost cu un prieten pe munte și la un moment dat am trecut printr-o perioadă foarte grea, era scump hotelul, zic, bă, nu dorim aici, veneau ăștia și pe mama și pe tata. Hai să coborâm jos la, eram la Piatra Arsă, să coborâm jos la cabana la peșteră. Și te-a se nopta. Zăpada până la brâu. Noi cu două lanterne, una s-a și oprit pe drum. Și era de aia de... Și eu i-am întrebat pe băieții, mă, mergem? Da, mă, să nu reproșați. Au, de-abia am ajuns. Ce greutăți, am căzut, ne ridicam, umblam. Dar în momentul în care am ajuns, sentimentul în ei a fost că s-au biruit pe ei și chestia, cred că rămâne toată viața în minte. Au făcut ceva, nu le-a forțat. Deci când îl întreb, trebuie să-l forțezi, pentru că nu o să primească. O să revoltă. De-aia trebuie foarte mult menținut dialogul ăsta cu copilul ca să-l motivezi și ținuți departe cât mai mult de izvoarele acestea disolutive, complet disolutive ale culturii de consum. De aceea trebuie căutate, pentru că dacă totuși într-o comunitate copilul care la școală, ceilalți copii toți stau cu tabletele în mână, vă spune, mă, vreau și o tabletă, că dacă nu nebunesc, noi pe toți stau cu mână cu tablete. Și va fi foarte greu, că din tableta aia, doar tableta să o dai cât le-ai asigurat. Nu mai discutăm de educație, adică am terminat. Vorbim degeaba, ne aflăm în treabă. Dacă adultul se regăsește în toate pe cele care le-a spus, ce e de făcut? Ce e de făcut în cazul anxietății? Anxietății? Anxietății. Sunt multe cauze ale anxietății. Deci vă revăzute cauzele pe care le are. Recomand, primul, sportul. Doi, împăcarea lăuntrică. Spovedania, viața duhovnicească. Iertarea. Să ierți pe ceilalți. Noi nici nu iertăm. Nici pe noi nu ne iertăm, dar pe ceilalți. O alimentație bazată pe multe vitamine, B-uri foarte multe, fosfidinicolină, omega, ce v-am zis. Deci creierul trebuie susținut, detoxifierea organismului. Într-un mod de viață trebuie schimbat. Găsit, culcat mai devreme, orele 8, 2 sunt de două ori mai importante decât orele de după. O viață mai liniștită, exclus ecranul, sub orice formă, că este anxiolitic. Așa sunt câteva, să zic, răspunsuri. Ele trebuie specificate pentru fiecare caz în parte. Sunt cauze și cauze. Astăzi anxietățile sunt din multe cauze, dar una dintre cele mai importante este cauza afectivă. Și am vorbit de la trecută când am fost aici despre relațiile din familie. Dacă nu suntem în stare să dezvoltăm o relație armonioasă din familie, ne va fi foarte greu. Și trebuie să o dezvoltăm, că mai sunt și tineri, dintr-un început, bine. Bine, dintr-un început, așa o duci. Cum mai așa o duci? Își trebuie multă atenție. Și dacă nu, măcar să reparăm. Și reparațiile se fac tot cu afectivitate, tot cu răbdare. Și poate, dacă nu putem mai mult, cu viața duhovnicească. Nu putem să facem. Doamne, du-te măcar la Dumnezeu. Strigă la Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute. În cazul în care un copil a crescut fără a avea parte de afecțiunea părinților, în special a mamei, până la vârsta de 5 ani, cum poate la maturitate să conteze efectele acestei lipse de afecțiune în viața sa ulterioară? Lucrurile, bineînțeles, că nu sunt deterministe complet. S-ar putea ca acel copil să nu fie avut o sensibilitate care să dezvolte o insecuritate. S-ar putea. Și să nu fie afectat. Unii sunt afectați într-o măsură mai mare, până la modificări majore ale comportamentului, alții mai puțin. Trebuie să-și cunoască problema. Chiar vorbeam astăzi cu cineva pe avion când am venit încoace, că tot povestind așa, în decurs de un sfert de oră, a descoperit că și prietena lui avea aceleași probleme. Anxietate din cauza tatălui, aia și ce. Și m-a întrebat ce se poate face. Păi, în primul rând, să-și cunoască problema și cauzele. În al doilea rând, să explice celuilalt că are nevoie de ajutor. Iar al celălalt, în momentul în care își o asumă, pe ea sau pe el, să-și o asume cu adevărat, adică să înțeleagă că trebuie ajutată. Și am spus, mă, în momentul în care intră în criză, și sunt momente în care o femeie să se fie mai determinată să intre în criză, fie pe motive psihologice, fie pe motive hormonale, fă răbdare. După aceea, când iese, explică-i. Dar nu atunci fă scandalul, că n-are nicio rost. Și dacă vrei să stai cu omul respectiv, trebuie să ți-l asumi. Dacă îl asumi cu dragoste și cu atenție, el îți va fi recunoscător. Și încet, încet, se vor vindeca aceste tare. Asta este singura șansă. Sigur, calea de aur este relația cu Dumnezeu, care vindecă absolut orice. Dar în momentul în care devii un om duhovnicesc,
dacă te rezum doar la despovedit din joi în Paști, adică din Paști în Paști, sau din post în post, și să mergi la biserică ajungând la 10:30 și termină ora 12, nu cred că rezolvi problema. Asta înseamnă să ai o implicare majoră și foarte serioasă, foarte implicat, e foarte responsabilă în viața, în relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vindecă chestia asta. Deci sunt deteriorări pe această linie a afectivității. În această linie a afectivității nu pot fi reparat decât prin afectivitate. Sigur că dacă ai o sănătate psihologică mai bună, că faci sport sau că ai un program de viață ordonat, că nu știu ce, te ajută. Toți factorii ăștia te ajută. Sau că ai alimentație sănătoasă. Dar dacă tu ai și alimentație proastă și te cuci și la două și stai și pe net 3 ore pe zi și ai și așa, 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 nu ceri. Pentru că anxietatea nu că se va diminua, se va accentua. Se va accentua asemenea măsură că am cunoscut oameni care nu stăteau la conferința mea aici în față. Stăteau undeva în spate lângă ușă și mi-au spus la sfârșit de ce. Că dacă le vine să leșine din cauza anxietății, ies repede afară. Alții mi-au spus că încep să le vine să urle. Anxietatea la ora asta este unul cele mai răspândite. Anxietatea în greacă vine de la anhos, de la stres. Stresul generează și la anxietate. Sunt mulți factori generatori de anxietate. Dacă are o viață duhovnicească, un copil se poate vindeca de ADHD, ce îl poate ajuta pe un copil de 11 ani să scape de ravagile, de haosul provocat de o familie destrămată cu tatăl alcoolic depresiv? Mamă. Nu știu ce poate să fac. E foarte greu. Domnul are nevoie de un... Îi dați un duhovnic bun. Eu, cei care n-au tată bun, le zic, dați un duhovnic bun. Un duhovnic care să suplinească rolul tatălui și poate să... Un duhovnic bun. Deci nu orice preot, iertați-mi, este un duhovnic bun. Un duhovnic pe care să-l simtă ca pe tatălui. Să și-l asume ca pe tatălui. Și ăla poate ajuta foarte mult. În studiile pe care am citit în America, cel mai mare influență asupra băieților o au duhovnici. Nu tați. După o anumită vârstă. Deci de la 12 ani în sus, duhovnicul joacă rolul cel mai important. În studiile americane, unde n-au ortodoxie, să zicem, decât, adică acolo ponderea ortodoxă este foarte mică. Și totuși, confesorul acela, cum este el de așa, tot face mai mult. Pentru că el vine pe o altă linie, vine pe linia relației cu Dumnezeu a băiatului. Și vedeți că transcendența aceasta a modelului autoritar divin este fantastic de importantă, pentru că, până la urmă, toate sunt niște modele arhetipale care vin de sus în jos. Darheim, în anii 40, spunea că omul, tatăl este în familie expresia tatălui din cer. Deci omul care are experiența relații bune cu tatăl, în familie și autorității tatălui, autorității nu bazate pe tiranie, ci pe o relație autoritativă, deci de înțelegere și gestionare, cum să spun, calmă, așa, dar menține autoritatea, copilul acela va fi ușor să creadă și Dumnezeu. De altfel, alte studii arată că copiii sunt foarte, toate culturile sunt foarte înclinați să creadă în Dumnezeu. Ei cred în Dumnezeu foarte ușor. Ne vorbește de Doamne, Doamne și foarte repede prin conceptul de Doamne, Doamne. Gândiți-vă ce greu ar fi ca că copilul nu avea în el această conștiință a prezenței lui Dumnezeu, ce greu ar fi tu să-l convingi pe copil, să-i explici că este un Dumnezeu în cer pe care nu-l vede și care totuși este și care este foarte eficient în viața lui și care îl iubește. Ce nu-l vede. Dar e un studiu efectiv, nu mi-a povestit cineva despre el, mi-a zis că o să și mi-l trimite, dar uite, n-am insistent, că arată că copiii sunt foarte ușor înclinați. Sunt convins că așa este, pentru că experiența noastră, na, anecdotică, imediat, ne arată că așa stau lucrurile. Deci, eu cred că cel mai important lucru acesta este ce puteți face. Să-i deschideți acest orizont. Dar, pe voastră ca mamă, dacă nu faceți pasul ăsta serios către Dumnezeu, și eu înțeleg foarte mult. Deci serios nu înseamnă să te duci cu pomenice la biserică peste pomenice și să aprinzi numele peste numele. Înseamnă să citești din viețile Sfinților, înseamnă să te spovedești des, să te împărtășești, să pozitezi cu conștiință, să te problematizezi în toată viața ta, dacă pozești într-adevăr poruncile care sunt evanghelice, o viață într-adevăr trăită evanghelică, cred că te aduce la Dumnezeu. Am văzut părinți care nu-ți lasă copiii să joace cu alți copii în fața blocului. Procedează bine părinții? Depinde cum sunt cei copiii din fața blocului. Cred că nici eu nu i-aș lăsa astăzi. Pentru că se pot virusa. Mai bine să-i ducă să joace cu copiii prietenilor care gândesc la fel ca ei. E mult mai probabil copilul să fie protejat. Geniul în educație constă în controlul mediului copilului. Deci să știm în ce contexte se mișcă el. Copiii sunt ca maimuțele. Imediat
imediat imită. A văzut ceva în comportament, vine acasă și îl repetă. Pentru că el vrea să fie și el cineva acolo. Și dacă e cineva, cine e? Și cele comportamentele cele mai de risc sunt cele mai favorizate. Prin urmare, este extraordinar. E un studiu acum apărut lunile din urmă, care arăta că la 12-13 ani sunt cei mai tari, cei mai cool, la 20-22 sunt cei mai anxioși și depresivi. Că nu mai au ce să facă. Dacă la 12-13 făceau șmecherii, la 14-15 umblau cu fete sau băieți, la 17-18 consumau alcool și droguri, la 20-24 ce să mai facă? Că nu mai au ce să facă. Au consumat tot, sunt epuizați. Acum fac și ei alții. Și ei alții oricum sunt mult mai sănătoși ca ei. Și mai moderat o fac. Deci s-au cam terminat. Deci eu cred, iarăși insist și vă recomand să construiți aceste comunități, să fie vii și eficiente. Ați vorbit despre instrumentele muzicale care au un rol benefic. Ce părere aveți despre percuție? Nu fac o diferență între un instrument și alt instrument. Cred că sunt foarte bune în toate instrumentele. Din punctul meu de vedere, ca instrument muzical, aș prefera vioara, pentru că merge și pe intervale și nu are doar intervalele acestea fixe, armonia aceasta. Dar orice pian e poate mai accesibil. De-aia recuma pianul, că este foarte accesibil și pentru copii. Vioara e mai greu ca instrument, poate. Orice instrument cred că e bun, pentru că dezvoltă atenția, dezvoltă concentrarea, dezvoltă sensibilitatea, dezvoltă capacitatea copilului de a lectura, pentru că el vede acolo sintaxă și pe acest vehicul emoțional, acea sintaxă și o însușește. Și asta îl ajută în dezvoltarea sintaxei, deci a gramaticii, de creier, în limbaj, dezvoltă limbajul. Sunt studii teribile tema aceasta a efectului muzicii. Considerați concursurile școlare, olimpiadele, benefice în educația copilului? Concurența este într-adevăr motivantă pe termen lung? Bine, dacă nu sunt obsesive și părinții să fie, poate să fie o încercare. Eu aș merge pe niște concursuri. Merge pe niște concursuri. Dar niște concursuri faine, în care să învățăm să gândească, nu să reproducă algoritmi. Toate nenorocirea sistemului nostru educațional, românesc, unde vreți să se reproduce de algoritmi. Sunt puși să facă aceeași problemă de 100 de ori până învață algoritmul. O idioțenie. În loc să fie învățați prin 2-3 mișcări cum să gândească acea problemă, fiecare felul lui. Și o să vedeți că de multe ori vin cu răspunsuri sau cu rezolvări care vă surprind și pe dumneavoastră ca profesori. Deci eu cred că sunt bune, nu aș fi împotrivă, dar să nu fi obsedat. Doamne, ai luat notă mică, nu știu ce, nu știu ce. Dacă concursul e de prost gust, cum am spus, repetare de algoritm, mai bine nu o duci. Că îl stresezi degeaba. Adică o să facă și el ca și alții ca să ia notă mare, adică să reproducă niște algoritmi. Și nu ăsta e scopul educației. Copilul trebuie să înțeleagă că el duce mergea la școală ca să înțeleagă ce se întâmplă cu lumea asta. Și că e minunată lumea și merită să fie cunoscută. Cum ar trebui să decurgă o zi din viața unui școlar? Cât ar trebui să aloce temelor? E normal să facă teme 3-4 ore pe zi? Dacă stă 5 ore la școală și mai face 3-4 ore pe zi, mi se pare mult. Depinde ce teme. V-am spus, dacă îi pui microscop în mână și îl pui să vadă și să spună ce vede acolo și să povestească în scris, deci dacă acele teme de casă nu sunt reproductive, ci sunt creative, nu sunt atât de solicitante. Trebuie timpul pe care îl alocă procesului trebuie și calității procesului trebuie gestionat foarte bine. Chestiile repetitive obosesc pe tot omul. Sunt imbecilizante. Iertați-mă, eu niciodată nu le-am suportat. Eu am fost un autodidact. Eu nu m-am folosit. În primii 8 de ani de școală, cred că n-am învățat mai nimic. Și am un prieten care aproape a făcut doctorat în matematician, super deștept. Și zice, domnule, eu practic aș începe matematica în clasa 7-a. Eu în clasa 7-a se stare să învăț pe un copil până în clasa 8-a toată matematica. E preot. Dar ca preot poate trăi. E undeva unde nu se poate trăi din preoție și face meditații. Într-un timp foarte scurt, un copil cu o inteligență medie îl învață matematica. Dar nu îl ia cu prostii. Ce? Eu nici n-aș face manuale, dar eu am alte metode. Dar o chestie care, într-adevăr, deci sunt oameni care au, într-adevăr, darul ăsta. O să vă pun în legătură cu el ca să vă îmbunătățiți metoda. Deci, din păcate, el spune, problemele astea cu segmente nu sunt de folos. Nu înțeleg de ce le-au păcat. Trebuie învăța copilul să-i dezvolți gândirea matematică. Când tu simți problema și problematizezi, înveți cum să lucrezi cu variabilele. Îmi zice, iau variabile, te-am terminat școala și nu știam ce e variabilă, școala generală.
Făceam probleme, făceam tot felul de prostii, dar nu știam ce taci poștă un X. Am terminat liceul și nu înțelegeam care este funcția unei funcții. Făceam integrale, am făcut mii de integrale, da? Culegeri mari de integrale, am făcut și fizică și matematică, am făcut un an și îmi plăcea matematica. Nu făceam decât repede, ce mă puneam la școală sau ce vroiam să fac ca să iau examenul la facultate, dar nu ăla era pe sens. Și până când am făcut fizică, mi-am dat seama că funcțiile astea și-au acum un rol foarte important în tot ce înseamnă modelare matematică a realității. Că nu poți cunoaște altfel matematic lumea decât prin funcții. Dar nu mi-a explicat nimeni filozofia asta până la facultate și m-am simțit foarte frustrat. Deci eu consider că primii mei 8 ani de școală au fost 90% pierduți. Au fost 8 ani în care m-am dus la școală 6 ore pe zi și am pierdut timp. Și pentru mine e dramatic lucrul ăsta. Din dorința părinților de a avea copii excepționali, aceștia sunt implicați de mici în multe activități extrașcolare, dans, actorie, muzică, șah, etc. Câte astfel de activități ar fi recomandate pentru un copil preșcolar pentru a nu deveni prea obositor pentru el? Acum depinde de la copil la copil. Sunt unii copii care sunt foarte tari, dar totuși lăsați și multe timp să joace. Și jocul ăla e important. Se întâlnească cu niște prieteni. Deci încă o dată și reflexivitatea joacă rolul ei în viață. Dar cum să fii reflexiv dacă tu tot timpul ești pe fugă? Iertați-mă, nici noi adulți, tot timpul ești pe grabă. Și mai trebuie niște momente în care să stea și reflexiv. Trebuie să ocrotim timpul, trebuie să vedem posibilitățile care le are, timpul pe care îl alocă. Încă o dată, din punctul meu de vedere, dacă acele 6 ore care le petreci la școală nu sunt investiție sănătoasă, e o pierdere de timp. Și vrem să le recuperăm acasă, dar copilul nostru e deja obosit. Nu că a învățat, ci pentru că n-a învățat. Că dacă învăța, avea măcar satisfacția lăuntrică că a învățat ceva. Și avea o posibilitate. Se bucură copilul când înțelege. Se bucură să-i spună și părintele. Dacă el stă acolo și pierde timpul, asta nu e o soluție. Deci, eu cred că în primul rând aș vedea, m-aș orienta asupra școlii să văd cât pot să îmbunătățesc programa lui sau locul în care învață, clasa în care se află, colectivitatea, acomodează toți factorii ăștia. Și al doilea rând, aș gestiona astfel încât să poată aduce. Sigur, un instrument muzical e ok. O limbă străină e foarte bine. Sportul e foarte bine. Dar trebuie văzut. Dacă nu e instrument muzical, atunci să fie artă plastică. Dar nu-i băgați prea multe. Că îl dărâmați. Și chestia asta nu e bună. El nu mai are copilărie. Trebuie să iei pe și copilărie. Și mai era vorba de copil preșcolar, deci 4, 5, 6 ani. Din punctul meu de vedere, un program de efort concentrat într-o activitate pe lângă casă e mai important ca program formativ pentru caracterul și viața lui decât o altă activitate. El trebuie învățat să ia multă responsabilitate. Am constatat că sunt părinți care au impresia că copilul învață bine și a făcut datoria față de familie, față de școală, față de viață și gata. Nu e așa. Cunoștințele nu dezvoltă caracterul. Caracterul dezvoltă situațiile concrete de viață. Și cum se comportă copilul în acele situații. Dacă el nu le are, caracterul dezvoltă munca. Școala muncii al mehedinți dezvoltă foarte multe masă. Numai pe tema asta este și cu guzii s-au ocupat de această temă. Deci copiii au nevoie să fie implicați și se vor bucura că pot să facă ceva. Dați-le posibilitatea să facă ceva. A dat farfuria pe jos, a spart-o, nu-i nimic. Sunt părinți care nu lasă copiii să facă nicio stricăciune. Eu am fost un copil foarte stricăcios. Am stricat tot ce mi-a intrat în mână și acum sunt la fel. Și de aceea simpatizez copiii care sunt năzdrăvani. Pentru că experimentează. Lăsați-i să experimenteze. Nu să învețe. Eram într-o zi în biserică și copilul puse mâna pe jos. A urlat la el, a făcut, m-a și speriat, eram în fața lor. M-am întors, m-am uitat, am vrut să-i zic ceva. Sau altă mamă, ia mâna, nu se vadă copilul cum e piatra aia dacă pune mâna pe ea. Știți că primul mod de a cunoaște copilul e senzorial. Are nevoie să atingă. Nu masa asta. Pietre, nisip, lemn. Deci materiale naturale. Sunt studii pe tema asta. Oagă în gură. Se-și face imunitate. Țiganii în România au cel mai mare, cel mai bună imunitate. Ia să spun, bagă în gură. Mănâncă tot de pe jos. Mai mult de pe jos decât de pe sus. Deci eu zic că grija asta obsesivă a unor mame, să nu se murdărească, nu spună să nu facă nu știu ce, îi ține ca într-un fel de clopot de sticlă când o să ridice, copilul nu să fie stare să facă nimic în viață. Ce părere aveți de cursuri de calculator unde copiii de 10-11 ani vor învăța limbaj de programare? O ședință pe săptămână durează 3 ore. Nu sunt lăsați să se joace sau să navigheze pe internet, ci vor învăța. Sau mai bine studiem un instrument muzical sau învățăm o limbă străină sau poate toate. Dacă vreți copilul să devină un bun informatician, dezvoltați structurile gândirii matematice.
logico-matematice. Programele acelea sunt produse într-o gândire logico-matematică. Nu algoritmul de formare în crearea unui program generează programul, ci gândirea umană. Deci, un program e general produs de o mașină. Când copilul stă și se joacă, intră cu un calculator, el interacționează cu un program mașină. Nu cu gândire. Gândirea programului mașină este în funcții discrete. În pași. Dacă asta, asta. Dacă asta, asta. E, gândirea umană este continuă. E bazată pe emoții, e bazată pe mișcări. E mult mai complexă. Infinit mai complexă. Deci lăsați contactul cu lumea. Eu cred că mașina McLaren are dreptate. Orice extensie am putea să. Extensiile tehnologiilor astăzi, chiar dacă sunt cognitive, amputează funcțiile cognitive. Dacă vreți să fie buni în viață, cele mai bune moduri de stimulare a dezvoltării creierului copilului sunt acestea. Afecțiunea, cuvântul, mișcarea, muzica, limbile străine, gramatica, poezia și matematica. Matematica dezvoltă mai mult decât toate, e la nivelul acela. Poate nu-ți facă o matematică, dacă le-ai făcut celelalte. Vreți să aveți copii dezvoltați, trebuie să ai aceste activități. Poate că unele dintre ele duse la limită pot compensa pe lipsa celorlalte. Dar acesta este de când, de la greci la antici până astăzi, și Sfântul Vasile cel Mare. Dacă vreți informatică, e o temă foarte importantă. Faceți matematică. Dar nu matematică algoritm, ci învățați, dezvoltați gândirea logico-matematică. Poeții dezvoltă și gândirea matematică. Nichita Stănescu a fost bun matematician, Ion Barbu, Dan Barbilian. De ce? Pentru că lucrează cu sintaxe, lucrează cu semiotică, se mișcă în câmpuri. Foarte frumos. Nimeni nu mai face poezie astăzi. Citiți poezie. Eu vă spun sincer, mie place poezie. E bun, Nichita, mai bun. E nebun Nichita, dar îmi place. Am și o slăbiciune cu asta. Citeți poezie, învățați să recite poezii. Faceți, luați un actor, săraci actori, nu au ce mânca astăzi, că nu mai e așa, și chemați și învățați să se exprime. Faceți cu ei cursuri de discurs public. Învățați să vorbească, să se exprime. Și ce bucurie o să le dea? Retorica. Retorica era baza în educației. Eu aș introduce retorica în școala, iertați-mă, că vin cu sugestiile astea pe spatele altora, dar joacă un rol foarte important în dezvoltarea gândirii și a gândirii matematice, a gândirii logice. Știu să-și organizeze ideile, să se exprime. Avem nevoie de asta, copiii noștri să fie cei mai competenți. Eu merg, domne, copilul meu trebuie să fie cel mai bun. De ce să produc alții elită? De ce al meu să fie slugă la corporație? Să fie cel care face lucrurile. Așa cred că trebuie să gândim. Mai ales în societatea de astăzi. Păi să întorcem mai întâi la școala părinților, retorică, și apoi... Puteți face un scurt portret al dascălului ce are în față o clasă de copii hiperactivi? Ce strategii trebuie să adopte? Mulțumesc. Să consume multe suplimente. Magneziu special, pentru că magneziu calmează sistemul nervos. Vorbesc serios. Mai sunt și altele calmante. E foarte greu. Foarte greu. Deci devine, educația devine aproape imposibilă. Nu știu, deci m-a spus într-o situație proastă, adică în condițiile în care educația nu se poate desfășura, ce se facă ca să o desfășoare? Dacă ai 10% în clasă cu ADHD sau hiperactiv, nu poți să mai desfășori. E foarte greu. Nici nu poți să nici la merg, mijloacele coercitive nu funcționează. Copiii sunt bolnavi. În America, v-am spus, le dă droguri, le dă ritalin și ritalin e sujet ADN-ul, afectează măduva, deci sunt studii și pastă. Ce să le faci? În mod normal trebuie să ajungă așa, să-i cheme părinți la școală și să le explice că dacă mai țin pe copii la televizor, dacă le mai dă fast food, dacă le mai dă zahăr, copiii nu se fac nimic în viață. Măcar atât să facă și tot au făcut ceva. Dacă vor ca dascăl să-și facă datoria, măcar să facă o comunicare bună cu părinții, în urma cărora părinții să înțeleagă ceva. Și se poate face. Faceți un grup al profesorilor care să lovească această problemă și cu siguranță se va putea face mai mult. Trebuie multă dragoste pentru copiii ăștia. N-ai cum să o rezolvi. Ei săraci sunt bolnavi. Dar dacă simt că iubiți, eu m-am fost profesor și țineam foarte mult la copii și aveam și de ăștia. Dar atât de mult țineau la mine că era greu să mă supere chiar tot timpul. Și mă, a, mă, chiar mă, nu testați puțin și mai făcea și răbdare. Hai să mai stăm puțin că cea profesor. Și mai câștigai. Deci altfel nu poți să scoți la capăt. N-ai ce să le spui. Coercitiv nu poți să fii. Completez, Virgil. Aici fiind șefa bucătarilor de la școala Sfântul Antim, să dea mai mult magneziu de mâine la profesori.
Ce vaccinul recomandați sau nu recomandați pentru copilași? Vreți să mă închidă ăștia? Ați înțeles? Hai, cum te grăbi? Astăzi, când ministrul Bănicioiu a dat o circulară zile trecute foarte dură și urmează o lege care acum a ascuns vrea să o treacă prin Parlament, să copiii să fie absolut toți vaccinați, părinții să n-aibă niciun drept, ceea ce e anticonstituțional, anticonstituțional, repet. România, Constituția a fost făcută doar pentru strămoșii noștri. Și să hotărască doar anumite comisii dacă copiilor se poate face sau nu vaccinul. Știți că un copil care are o alergie, dacă îi faci un vaccin, poți să-l distrugi, să-l omori? La câți copii se fac teste antialergice, alergice înainte de a se face vaccin? Ați auzit? Care e problema? De ce nu se face? De ce nu se știe? De ce nu se spune? În momentul în care acum câțiva ani s-a declanșat o epidemie de tuberculoză, s-a declanșat și copii de un an de zile, de 6 luni, un an de zile, se făceau antibiotice cât cuprinde și poate s-a distrus complet imunitatea și a fost distrus pe viață. Și l-au fost sute, dacă nu mii. Nu se știe exact, pentru că statele, cei care le centralizează, au de grijă. Știți care sunt presiunile? Mine din exterior. Că, domne, dar de ce România scade? Pentru că cine în România nu-și vaccinează copiii? Intelectuali. Țăranii toți. Intrați la sate. Am contact cu preoți. Sunt pline de ADHD și de autiști. Pline! Dar, domne, acum 20 de ani, nu este mai aici preoți. Nu există așa ceva. Dar unde sunt ăștia? Și atunci consumau alcool oamenii. Nu numai acum. Erau bețivi și atunci. Și la țară, unde totuși mănâncă mai natural, că nu poți să spui, și acolo s-au stricat, dar totuși, mai au un nou din curte, mai au o găină, mai au ceva. Nu pot să spun mai mult că mă înfurii și mă închid. Înțelegeți? Fiecare răspunzător de viața copilului lui. Fiecare. Eu sunt hotărât să nu cedez. Cu niciun chip. Am să dau în judecată, am să mă lupt, dacă e vorba de copilul meu. Dacă fiecare român ar gândi așa, n-ar îndrăzni să meargă mai departe. Acum, cu legea care va veni, trebuie să reacționăm toți, până să se voteze. Ia să se adune 1 milion de părinți cu o pietricică în mână, în fața acelui parlament. Cu o pietricică, nu cu o piatră, nu pe care cu pietre asupra lor, cu pietricele. Și să nu arunce, să o țină în gură. 1 milion care să tacă din gură. Și să stea acolo, să noi stăm aici 1 milion și spunem că ce faceți voi, ne distrugeți copiii. Care sunt temeiurile? Am fost la un simpozion de religie și sănătate undeva la Bistrița. Și a venit un doctor de la Institutul Mama și Copilul în București și a făcut apologia vaccinului și a spus că da, România au cea mai mare rată de mortalitate pe varicelă și nu știu ce din Europa, din lume și alții acolo, că domnule. Și am avut niște întrebări, că am spus că am sunt și niște studii alternative, nu făcute de companii de farmaceutice, nici de Organizația Mondială a Sănătății, ci făcute de alte institute, de doctori. L-am întrebat în primul rând dacă există un studiu că copiii care au murit de varicelă nu au fost vaccinați. Și dacă știe cazul unei epidemii de varicelă la copii vaccinați în America acum. Dom'le, nu că s-a înfuriat. Dacă putea să-mi dea cu ceva în cap, numai că nu m-a făcut descreierat, a folosit un cuvânt foarte urât. Și are 60-70 de ani, 60 de ani. N-am tăcut din gură, zic eu, nu mai vorbesc dacă e tensiunea asta și toată nebunia. I-am spus câteva lucruri, niște fapte. Păi nu că, i-am spus, știți că 15% din copiii vaccinați să fac alergie, până în 20%, știți că există astmă la copii datorat vaccinului, sunt studii. Păi da, la urmă, după ce a zis că erau obligați să răspundă, da, păi că până de curând, când se făcea pe ală gălbenuș, de obicei a spus că acum nu se mai face așa. Păi de ce n-ai spus la început că până de curând făceau alergie? Știți că poliomielită a fost o epidemie de poliomielită de la vaccin? Păi da, că atunci era cu un virus viu, dar acum nu mai așa. Știți că în anii 90 în Franța a fost epidemie de hepatita B, cu vaccinare de hepatita B și că a ieșit scandal și că a fost închis ministrul sau nu știu ce? Păi da, dar atunci au fost primele vaccinuri, că nu au fost făcute de Pasteur, de institut, au fost făcute de alții. Și era doctorul Chirilă și a spus, iertați-mă, au fost făcute de Pasteur, de institut. Bine, de ce când vii și faci o prezentare, nu faci obiectiv? Vii și spui doar partea aia altă și partea aia altă, partea aia trebuie să te tragem de mânecă. Eu cred că o informare corectă, că vorbim de consimțământ informat, înseamnă să spui toate aspectele unei probleme. Și o să de acord să spui despre ce face vaccinul, ce face vaccinul, care sunt riscurile vaccinării. Că sunt niște riscuri. Dacă ele sunt puse în instrucțiunile acelea, în prescripții, și scrie acolo, mortalitate infantilă. Păi de ce l-a pus, domnule, mortalitate infantilă acolo dacă nu este, nu poate să moară? De ce a pus acolo paralizie? De ce a pus boala lui Ion? De ce apar chestiile astea? Că într-adevăr astea se produce și ca să nu-i pot ia în judecată, că să-mi spune și să-mi spune, păi da, scrie acolo, domnule.
Noi l-am văzut, îl scrie acolo pe el. Ați auzit vreo mamă în România să citească doctorul la nașterea copiilor care sunt efectele adverse ale vaccinurilor? Înainte să facă vaccinarea copilului? Vorbim de democrație. Din punctul meu de vedere este totalitarism acesta. Se bagă vaccinul pe gât. În România am văzut un studiu la un moment dat pe un site pe boli, comparația bolilor copii vaccinați și nevaccinați nu știu câte țări. Vreau să vă spun că site-ul a fost eliminat, a dispărut. L-am recuperat printr-o arhivă de internet și am găsit doar câteva pagini din el. Și m-am întrebat de ce astfel de studiu făcut pe grupuri, pe astea, pe certificat. De ce astfel de studii trebuie să apară? Știți că în urmă cu câțiva ani de zile a fost un mare scandal pentru că au vaccinat în Indonezia, Columbia și pe vreo două țări femei prioritate până 35 ani. Iartă-mă, dar m-am enervat. Îmi place acum. Cu prioritate și-au constatat că conținea o proteină ce apare în uterul femeii atunci când rămâne însărcinată, proteină care joacă un rol important. Era vaccinare pentru difterie și tetanos. Pentru tetanos. Și vă dați seama că dezvolta anticorp la acel factor și acea proteină când rămâne însărcinată femeia era distrusă de propriul organism. Deci era o formă de a steriliza femeia printr-un mijloc, printr-o intervenție asta. Ați auzit de asta se vorbea, se facă scandal la televizor, nu știu ce. Că au făcut rapoarte ăștia, nu? Nimic, absolut. Și vă mai dau câteva exemple. În Bosnia, campanie de vaccinare finanțată de Bill Gates, care are două filmulețe în care dă, apropo, că vaccinul este modalitatea noastră de a controla populația. Le găsiți pe net. Și își au descoperit, era un vaccin de hepatită B, cu mult timerosal, un mercur foarte activ, au descoperit că făceau foarte mulți copii în ceva la hepatie. Scandal mare, scandal la OMS și s-a mușamalizat. În România, după ce s-a făcut vaccinul cu Gardasil, ați văzut ce motivații erau atunci de Gardasil? Nu mai au HPV-uri femeile în România astăzi? Noi atâta întrebam, de ce nu faceți screening, domne? De ce nu dați gratuitate pe screening și să-l faceți regulat papilomavirus? De ce nu cultivați abstinența? Pentru că cel mai important factor în determinarea apariția cancerului de colon este relația sexuală cu parteneri multipli. Sunt studii. De ce nu faceți? De ce nu există nicio informare și prevenție în România pe temele astea? Bun. Și au fost vaccinate 6 sau 9%. Și asta din cauza manipulărilor media. Au băgat atunci cât au putut. Și au trimis Bill Gates un comisar ca să cerceteze, ca să nu băgați pe asta. Dacă mă iubiți. Dacă mă iubiți. Au trimis un comisar ce știe de ce. De ce doar atât de puțin copii s-au vaccinat în România? Dom'le, asta e problema lor. Când mă duc și cumpăr vitamina C injectabilă de la farmacie, mă întreabă, aveți rețetă? Deci, domnule, dar s-a cerut vreodată rețetă la cumpărarea de Coca-Cola într-un magazin? Dar de ce mă întrebați? Există studii cu Coca-Cola, provoacă anumite boli, inclusiv cancerul. Pe când vitamina C, nu cunosc niciun studiu la ora aceasta care să confirme sau să susțină faptul că provoacă nici măcar piatră la rinichi despre care vorbesc ei. Nu există supradozaj. De ce mie mi se cere vitamina C să dau 1,50 € în România pe gram? În Germania este 90 de cenți. Când ea costă $3/kg în producție. $3/kg. Și eu dau 1,50 € pe 1 gram injectabilă. Ce mă costă? Că sticluța aia, zice, e interzisă. Prin codex alimentar. E cel mai puternic ajutant pentru majoritatea bolilor. De aceea vă recomand din toată inima. Faceți vitamina C injectabilă când suferiți de tot. Dar e scumpă. Nu își permite lumea. Că dacă îți faci 20-20 de grame, te costă 25-30 de euro. Atâta este. 250 de mici și fiore de 750 mililitri. Vă spun că știu foarte bine, care au 750 de miligrame. Și bătaie de joc. Deci sunt multe lucruri de genul acesta, că, într-adevăr, eu nu spun. E cea mai mare afacere. E o afacere foarte bună. Să câștige problema lor, dar de ce să murim noi? Problema este și țășa noastră, că trebuie să fim deștepți. Că cine nu e deștept astăzi, măcar deștept dacă nu-ți meriți. Deci bine. Haide. Mai sunt numai 3 întrebări. Au venit să-l ia pe Virgil sau? Una care o să-l enerveze, cred. Iertați, dacă vioara sau pianul ar fi așa de bune, le-aș găsi în Sfânta Biserică, dar psaltirea o găsim, e vie. Ce părere aveți? La protestant și la tot ce este. În locașele de cult. Aceste mijloace sunt... În biserică nu găsești nici toporul. Înțelegeți? Și multe alte lucruri pe care le folosește omul de când e lumea, nu sunt în biserică. Acum nu băgăm totul în biserică dacă e bun. Ci acolo sunt introduse cele de cult. Înțelegeți?
muzica aceasta nu face parte din cultul nostru. Sigur că în epoca David se cânta la tot felul de instrumente, psalmi. Biserica n-a moștenit acest lucru și nu l-a cultivat. Deci nici armoniile nu le-a cultivat. Nu sunt în cultul nostru și n-au ce căuta, dar ele sunt mijloace de educație foarte bune. Ne vorbim de mijloace educaționale, acum nu vorbim de mijloace de sfințire. Dacă vorbea de mijloace de sfințire și era educația de conferințe spre sfințire, vorbea despre psaltire. Dar n-a fost subiectul acesta. Acum nu înseamnă că psaltirea nu poate dezvolta o minte, să lumineze Dumnezeu pentru că e cale directă, așa, dar o iau foarte puțin. Ai nevoie și de educație bună. Sfântul Vasile cel Mare a făcut o educație foarte bună. Sigur, nu toți sfinții au avut educația bună. Erau sfinții care nu știau, erau foarte simplu. Era Pavel cel Prost. Era prost, adică foarte simplu. Nu trebuie să ai educație ca să fii sfânt. Dar de multe ori este mai ușor să devii educat bine decât sfânt. Înțelegeți? Pentru că, na, lupta cu patimile e grea și dacă nu ai un bun îndrumător și dacă nu ai voință, nu o duci. Noi acum vorbim despre educație. Cred că un copil, un om educat, un caracter puternic, și nu poți dezvolta un caracter puternic dacă nu ai și o credință, va merge mult mai ușor și mult mai direct pe calea credinței. Avem foarte mulți oameni în biserică astăzi care nu au caracter dezvoltat, nu au caracter bun dezvoltat. Și pentru că nu merg cu toată inima pe calea credinței, nici acolo nu sunt, nici într-o parte, nici într-alta. Deci un om de caracter își asumă foarte bine. Mă, eu știu clar, acolo scrie lucrul acela, pe ăla nu mă fofilez. Lipsa de caracter de multe ori presupune o fofilare. Mă, cum mă descurc eu? Mai merge și la biserică, am zis și în vorba unui părinte, spunea de curând. Mă, Virgil, eu nu știu cum sunt unii oameni. Se spovedește la mine. Femeie care vine, se împărtășește regulat, a făcut și ea niște păcate în interese ei. Și când fata ei a avortat, s-a dus cu ea ca să avorteze. Tot mă vine la mine că, părinte, am greșit, iertați-mă. Și dar tu nu știai că nu, ăsta e un păcat care nu poate fi. Adică una este când nu ai nicio treabă și nu știi. Și alta este când tu ai o educație, ai făcut o pocăință sau ce ai făcut acolo, te spune, și te duci și omori copilul ăla în burta, în bântecele fiicei tale. Colaborând la treaba asta, că ai salvezi viitorul. Deci vedeți ce înseamnă un fel de și cu unul și cu altul, și cu Dumnezeu și cu Mamona, unde ne-i mai bine. Eu cred că această cale, acest tip de nu merge. De aceea zic că dezvoltați-le un caracter frumos și puternic. Dezvoltați-le educație bună copiilor și o să le fie mai ușor să se apropie și de Dumnezeu. Pentru că altfel tipul ăla ce o să facă? Eu vă spun. Când are timp prea mult omul, face prostii. De aceea spun unii părinți că de-aia oase de oameni să mai au de rău timp, pentru că ar face și mai multe rele. În condițiile în care și în școlile clasice smartphone-urile există, cum și de la ce vârstă avem să trebuie să discutăm cu copilul despre sexualitate? Am mers undeva în străinătate și o doamnă, ea preoteasă, mi-a zis așa. Cineva, un părinte, mi-a impus să le vorbesc copilul despre sexualitate. Și le-am vorbit. Și ce am constatat? Copii mărișori. Că nu spun unde, ca să nu se meargă vorba. Și așa merge cu internetul ăsta, acum este și acolo. Și a constatat. Copiii nu știau mai nimic. Și i-a surprins și neplăcut. Și, deci, copilului trebuie să-i spui văzând ce a aflat el. De-aia trebuie foarte bine urmăriți. De-aia trebuie foarte multă încredere. Deci, când e mic copilul, instrumentul principal pe care îl ai este autoritatea. Când crește mai mare, instrumentul principal devine încredere. Dar se bazează pe autoritatea pe care ai avut-o și pe care el o recunoaște. Deci trebuie cultivată încrederea. Și atunci trebuie avut o relație strânsă cu copilul și să văd, mă, ce a aflat, ce a văzut, care e mersul. Copiii înțeleg unele lucruri. Nu știu, nu trebuie spus. Noi am fost păziți. Eu n-am știut nimic. Până la facultate, n-am știut aproape nimic. Dați copiii ăștia la clasa 10, știu mai mult decât știu eu la ora asta. Deși eu am citit nu știu câte studii. Le știu din practică, le știu că le-au văzut, nu le-au auzit. Deci, nu-mi dau seama. Cred că cel mai important lucru în toată treaba asta este ca relația dintre mamă și tată, într-o soție, să fie o relație foarte curată. Curată nu se spune că să nu există cele trupești, că acelea nu sunt. Să fie curată în sensul de a exista o economie a relațiilor și o curăție a minții. Această curăție se transmite copilului. Credeți-mă, credeți, eu vă spun adevărul în care eu cred. Deci niște puteri care fac copiii să-și însușească starea Duhul părinților.
Acel duh al părinților va ține pe copil departe. Dacă tu ai în tine un păcat nemărturisit sau care te mănâncă, credeți-mă, o să-l transmită și copiilor. O să aveți mine că copilul tău are chestia aia în cap, deși nu te-a văzut niciodată făcându-l. Nu te-a văzut niciodată vorbind despre el. Nu mai vorbesc dacă îl faci să vorbești. Deci, cred că trebuie plecat de aici, de unde putem face ceva, curățim mintea noastră, îl punem pe el într-o relație bună cu Dumnezeu și și dacă le aude, nu le interpretează rău. Și până la urmă, poți să-i spui niște lucruri minimale, când o veni vreme. Poți să știi când a venit vreme? Cu smartphone-urile, mai bine nu-ți dai copilul la școală unde este smartphone. Eu vă spun sincer, eu prefer să nu dau copilul la nicio școală dacă nu există astfel de școală. În fața lui Dumnezeu vă spun. Și nu mă va obliga nimeni. Fac pe homeschool. Prefer copilul meu să învețe numai ce spun eu să învețe, având dus 2-3 profesori, decât să-i stric mintea. Pentru că o dependență de pornografie îl va afecta pe viață. Sau poate să-l afecteze 5-10 ani, mai ales că începe și masturbarea, fără să știe părinții, și nascuns o practică ani de zile. Vă spun că eu vorbesc cu mulți copii și tineri. Nu într-un loc, în toată țara. Și străinătate. Peste tot. Și vin și îmi spun, pentru că eu nu-i judec. Eu îi înțeleg. Că ei sunt într-o capcană. Au devenit dependenți și nu mai pot să scape. Plâng! Am oameni care mă sună și plâng la telefon. Adulți care plâng că își tind să-și violeze elevele la școală, că nu se pot abține. Spune, nu pot să mă abțin și nu știu ce să fac. Și au copii, 2-3, și soție. Și nu mai știu ce să fac. Ce să-i faci? Merg la psiholog, merg la tot, nu pot să scape. Deci eu un drac cât cuprinde. Și atunci, de ce duc copilul la școală ca să-mi distrug? Bine că și în fața blocului se poate. Eu am un principiu în viață. Fac tot ce depinde de mine. Restul să facă Dumnezeu. Și cred că dacă facem tot ce depinde de noi, cu siguranță copilul nostru va fi mai bine în viață. Și mai am o chestie. Să luptăm pentru bine acolo unde suntem. Cu gândul, Doamne, vezi Tu ce am făcut și eu împotriva acestui lucru, ca să, da, să fac asta. Păzește și Tu copilul, că Tu poți, eu nu pot mai mult. Cum putem extinde astfel de seminarii și informații la majoritatea copiilor, părinților, principiile sănătoase să fie accesibile nu numai comunității ortodoxe răstrânse? Cum convingem părinții să facă schimbări înainte să aștepte schimbări de la copii? Păi, noi am gândit această școală a părinților. Am mers la o conferință la Sibiu și până la una în Rujnov și am dat niște chestionare privitoare la ce au înțeles, la cum li s-a părut și mai departe. Am fost șocat să văd cât de receptivi sunt părinții. Și de faptul că majoritatea spunea că ei lucrurile acestea nu le-au cunoscut și că dacă le-ar fi cunoscut, ar fi luat măsuri. Nu numai la raport cu copiilor, ci soțul cu soția, în familie. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, oamenii chiar nu știu. Pentru că mass media nu este o sursă de informare, ci o sursă efectiv de dezinformare sau de confuzare, de confuzie, de caotizare a gândirii omului. În sensul acesta, cred că dacă ar exista această școală și ar fi luată în serios și ar crea comunități, mai mici sau mai mari, s-ar putea lupta pentru o societate mai sănătoasă. Altfel, dacă nu plecăm de aici, nu suntem pierduți. Copiii sunt pierduți. Nu dau nicio șansă. Scapă cine poate. 1 într-100. Foarte greu. Prin minune scapă. N-are șanse. Tot mediul este împotriva lui. De la laptele praf, generator de alergii, până la toate mijloacele, practic, îl bombardează. Sigur că birul e o alergie, dacă are o alimentație sănătoasă, dacă are afectivitate. Dar dacă nu are afectivitate, are imunitate scăzută. Îl dărâmă alergia. Toate sunt legate. Eu cred că oamenii nu sunt chiar atât de răi. Sunt pur și simplu dezorientați. Și în viața de familie. Dacă ar ști niște lucruri minimale pe care trebuie să le facă, cred că și-ar putea și salva căsnicia. Dar nu știu. Și vorbesc cu mulți și spun, am greșit. Nu mi-am dat seama după, prea târziu. Acum nu mai pot întoarce lucrurile înapoi. Deci, cred că trebuie puțină trezvie și o astfel de școală ar putea. Sperăm să fim noi capabili să furnizăm materialele și oamenii și tot ceea ce presupune resursele ca să putem dezvolta. Dar dacă există bună intenție la nivelul comunității de aici, Timișoara, unde iată că totuși este o școală, o grădiniță și cred eu cele mai bune din România de factura aceasta și vă spun știind ce se întâmplă în țară, foarte bine, cred că se poate face acest lucru și va avea succes. Ultima întrebare. Despre vaccinul antituberculoză se spune că ar fi benefic și fără contraindicații. Ce ne puteți spune? Tuberculoza este o boală sărăciei. Unde nu-i sărăcie, nu-i tuberculoză. Sau boala sistemului imunitar dărâmate. Înțelegeți? Și în general este o boală epidemică. Trebuie să ai tuberculoși ca să faci tuberculoză.
Sunt anumite zone care se fac cetolog. De ce se fac eu vaccinul? Mai, păi atunci a fost acum câțiva ani, 2 ani, 3 ani de zile, epidemia aia de tuberculoză declanșată de vaccinul pentru tuberculoză. Nu știu, nu bag mâna în foc pentru niciun vaccin. În primul rând, una erau vaccinurile pe care vin oamenii, zic, dar și noi am făcut vaccin. Ați făcut vreodată în viața dumneavoastră 3 boli odată? Spune și mie, cine a făcut aici 3 boli odată? 6 boli odată? Nu vă dați seama că sistemul imunitar al acelui copilaș este terminat, complet bulversat, când îi faci 6 stimuli, 6 virus sau fragmente de virus care provoacă o reacție, reacție imunitară. Eu am zis, domnule, haide, băgați măcar unul. Faceți unul. Și nu după, au făcut studii și au văzut, făcute la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, nu știu ce. Și au constatat cu cât creștea vârsta, adică cu cât îl făceau mai târziu, cu atâta era rata mai mică de alergii. De la 15-18% mi se pare că coborau până la 3%. Făcut vaccin. Sau nu, până la 5. 3% erau cei care nu făceau deloc vaccin. Sau 2%. Deci, de ce nu l-am amânat? E o lege, mi se pare, era în Japonia, nu știu dacă mai este, și alta era în Norvegia, în care era interzis până la 2 ani să facă vaccinare. 2. De ce trebuie să-i faci vaccinul așa? Mai 3 odată, 4, 5. 3. Avem vreun control asupra vaccinurilor. Știm în ce țară se produc. Știm cine le face. Știți că se fac pe țesut de maimuță. Știți că acele maimuțe pot să aibă niște virus. Știți că de multe ori nu sunt determinați virusii respectiv sau proteinele care apar în ea. Deci este un factor. Vin și zice iertare, scuzați. Păi și mi-a murit copilul sau a rămas handicapat toată viața. Și mi-a distrus viața. Și mi-a luat să-mi cereți iertare. Puteți să-mi dați și 10 milioane de euro. Ce fac cu ei? Deci, azi sunt doar câteva. Era mult mai bine când era cantocuținul. Aveam și noi, dar s-a lucrat ca să fie distrus. Credeți-mă. Poate să mă închidă. S-a lucrat intenționat ca să fie distrus. De ce să nu cumpărăm noi vaccinurile din alte părți și vaccinuri care sunt controlate de alții? Vaccinul, din punctul meu de vedere, este o bombă biologică. Pe termen scurt și lung. Nu știi care sunt efectele lui peste ani de zile. În vara aceasta a fost omorât un om care a demonstrat că în vaccinurile conțineau, el avea un copil sau doi cu autism, conțineau o proteină anagalase care este răspunzătoare de apariția cancerului. A venit un control FDI, săptămâna următoare l-au găsit mort în apă, cu un pistol lângă el și toată lumea a spus că s-a sinucis. Familia a spus că nu avea niciun absolut niciun motiv de sinucidere. Avea o stare, se vedea și pe fața lui, stare foarte bună, era unul foarte pozitiv, se lupta împotriva vaccinării și împotriva, lupta pentru autism, era unul cel mai specialist din lume în autism. Și în luna aceea, din câte am citit și eu în mass media, încă 4-5 colaboratori din LDL au murit așa subit. Ce să vă zic mai mult? Pot să zic și eu că am 4 copii și m-am luptat mult cu această idee de a vaccina. Primul copil a luat pe toate până la un an jumate, a doua până la vreo 2 luni și apoi următorii 2 n-au mai luat niciun vaccin. Și vă citesc acum doar 2 fraze despre TBC, că este vehiculat. Noi suntem cei mai vaccinați din Europa de TBC și în același timp și cei mai multe cazuri de TBC. Doctorul Kov, neamț născut, a descoperit bacilul tuberculos și tuberculina în 1882. Comparabilă cu mecanismul alergic, reacția la tuberculină permitea o evoluție favorabilă în cazul noi infestări cu bacilul tuberculos, necroză și cazificare solidă. Însă, hipersensibilitatea întârziată nu pare să fie un element de protecție contra marii majorități a bacteriilor. În tuberculoză, unde se stabilește o stare de hipersensibilitate foarte accentuată, hipersensibilitatea poate să fie favorabilă, dar este cel mai adesea defavorabilă. De ce? Acțiunea favorabilă ține de eventualitatea unei cazeificări solide a țesuturilor la contactul cu proteine bacilare, producând astfel un mediu suboxigenat. Însă, în cel mai multe cazuri, cazeificarea este una de gen lichidă, care accentuează diseminarea bacilară, mediul este supraoxigenat, facilitând însămânțarea regiunilor sănătoase a organismului atins. Și ca ultimă idee să ne gândim că nici boala în sine nu ne face imuni. Adică sunt oameni care au avut TBC și s-au reîmbolnăvit. Este puțin naiv, spun eu, să credem că un vaccin ne asigură imunitatea. Dar se știe că foarte mulți din cei vaccinați fac bolile respective. Unii le fac chiar după ce se vaccinați, alții le fac mai târziu în viață. De aceea spun că trebuie rapeluri. Rapelul la cât? La 5 ani, la 3 ani, nu știu la cât. Păi faci toată viața vaccinului. Dom'le, pe de-o parte spune că suntem mulți. Și pe de-altă parte sunt foarte îngrijorați de faptul că noi putem muri de bolile astea.
Și nici nu ne lasă să murim. Ne vrem să murim, dar ei vor să ne omoare prin eutanasie. Nu vor să ne lasă să murim de pojar. Zice, nu, mai trăiți. Ce sunt niște paradoxuri pe care nu știu cum le putem rezolva. Mulțumesc. Da. Să-i mulțumim lui Virgil.